Dragi prieteni și bine ați venit pe canalul de YouTube Calea spre Mântuire. Sunt Alexandru, gazda dumneavoastră din această seară. În cazul în care nu ați făcut-o deja, vă invit să vă abonați la canalul de YouTube Calea spre Mântuire și să apăsați clopoțelul pentru a primi notificări la toate noile postări ale canalului. De asemenea, vă rog să distribuiți acest live pentru a le fi de folos și altor persoane. Vă mulțumesc pentru că ne sunteți alături și vă invit să-i adresați întrebări invitatului meu în secțiunea de chat a acestei emisiuni. Acum, vă rog să vă așezați confortabil și să savurați această emisiune. Vizionare plăcută! Bună seara și revenit la canalul de YouTube Calea spre Mântuire. În această dreaptă îl avem alături pe Părintele Calistrat. Săru dreapta, Părinte, bine ați revenit! Bună seara și binecuvântare la cei ce au răbdare să ne asculte! Amin! Iată, revenind după o suspendare de 7 zile, am încălcat puțin regulile YouTube-ului. Astea sunt regulile, e plafonul privat. Legile jocului. Exact, dar nu-i nimic, am revenit cu forțe proaspete, avem destule teme duhovnicești de abordat. Așa că fără să o lungim, le reamintesc celor care ne urmăresc să lase întrebări în secțiunea de chat de pe YouTube, de pe live-ul de pe YouTube. Suntem live și pe Facebook, dar întrebările doar de pe YouTube le putem vedea. Și, Părinte, propun să începem discuția din această seară, pornind de la observații așa, poate care scapă multora, și anume faptul că luna aceasta, prima lună din an, prin excelență, are ca sărbătoriți foarte mulți călugări, foarte mulți nevoitori, foarte mulți întemeitor de obște, începând cu Sfântul Vasile cel Mare, Serafim de Sarov, Sfântul Ioan Botezătorul, Antonie cel Mare, Macar Egipteanul, Sfântul Eftimie, care va fi mâine, și mulți, mulți alții. Haideți să discutăm puțin despre sfinții noștri părinți, atât de urâți de către eretici, de către sectari, și atât de uitați de către noi, creștini ortodoxi de astăzi, din 2021. Mi-aș permite să începem sinaxarul cu slăvitul proroc Ioan Botezătorul, tatăl și începătorul tuturor asceților, misticilor, prorocilor și desăvârșiților trăitori în Hristos, chiar din spusa Mântuitorului Iisus Hristos, cel mai mare om născut din femeie și înger în trup, și întreabă la un moment dat Mântuitorul: ce ați ieșit să vedeți? O treste clătinată de vânt? Un om haine moi? Nu vă zic vouă. Cel mai mare om născut din femeie. Și ne arată Scriptura că în barba lui n-a intrat foarfecele sau briciu sau orice alt instrument de tuns sau în părul lui. Avea trupul încins cu haină din păr de cămilă, cu curea, cu sandale și se hrănea din darurile naturii. Mierea sălbatică, lăstarii, fructele de pădure, lăcustra și tot ce găsea în prejurul pustiului Iudeii, și a atins, ca să spunem într-un cuvânt și să concretizăm, a atins cele mai înalte culmi ale desăvârșirii duhovnicești, plecând de la ceea ce numim darul prorociei, pentru că tot ce a prorocit a trăit, a împlinit, a văzut cu ochii lui și a suferit martiriu pentru cele mărturisite, prorocite, văzute și trăite. Apoi a fost cel care a avut viziune directă cu Dumnezeu și dialog direct cu Dumnezeu. Acela care m-a trimis, acela mi-a spus, peste care voi vedea Duhul Sfânt pogorându-se, acela este. Dacă noi mai bâșbâim și mai spunem câteodată: vai, cu tare văzător cu Duhul, vai, cu tare cred că vede înainte, vai, cu tare știe viitorul, iată că acest sfânt, acest mare ascet, vorbește direct cu Dumnezeu și primește sfaturi despre mântuire, repet, sfaturi despre mântuire legate de ceea ce numim noi pocăiți-vă ca s-a apropiat împărăția lui Dumnezeu sau degetul Dumnezeu a venit la voi. Am amintit și am început cu el pentru că este modelul absolut de ascet de săvârșit și poate și modelul universal a ceea ce va face mai târziu și nu întâmplător, tot în această lună, Marele Antonie, pe data de 17 ianuarie, apoi Marele Atanase, pe 18 ianuarie, apoi Marele Chiril al Alexandriei, mărturisitor și episcop,
apoi Teodosie cel Mare, începător veții de obște, apoi Eftimie cel Mare, începător veții de obște, și Macare Egipteanu, și în continuare, care sfinți vor mai fi Vasile, Grigore și Ioan, la sfârșitul lunii, cei trei mari mărturisitori, părinții capadocieni, care stau la baza teologiei cristologice și dogmatice a învățăturii de credință ortodoxă. Atât Macare cel Mare, cât și Atanasă cel Mare și Chiril al Alexandrei, cât și Eftimie și Teodosie și inclusiv Sfinții Trei Ierarhi au fost protagoniștii și au fost luptătorii și, într-un cuvânt spus, apărătorii a ceea ce înseamnă arianismul, care a mers până târziu, până în vremea Marului Vasile, și apoi semi-arianismul până la dispariția lui, până în timpul lui Iulian Apostatul. Și voi atinge în primul rând ideea că Sfântul Atanasie cel Mare, numit și cel nemuritor sau cel fără de moarte, este primul sfânt participant la Sinodul 1 ecumenic în calitate de secretar al lui Alexandru al Alexandriei, pe când era doar un tânăr de 20 ceva de ani. Scrie o lucrare foarte frumoasă despre puterea și lucrarea, purcederea Duhului Sfânt. Și mai mult decât atât, în calitate de ucenic, este descoperit în urma unei mari viziuni. Când Sfântul Atanasie ajunge în copilăria lui să se întâlnească cu niște etiopieni, presupunându-se, după descoperirile teoretice și istorice, că la început părinții lui n-ar fi fost chiar, să spunem, credincioși, ci în momentul în care ajung în Alexandria și se joacă cu copiii de altă religie, la un moment dat primește, cunoaște cultul creștin și se pare că chiar Atanasie, acest mare sfânt, nu face altceva decât, mergând cu copiii să joace, să jucau de-a liturghia, de-a hirotonia, de-a botezul. Și într-adevăr, când părinți, episcopul a aflat acest lucru, a chemat părinții, a discutat cu ei, a fost luat și dat la carte să se pregătească, a învățat carte și la Sinodul II ecumenic, când era de față și Grigore teologul, la întregirea dogmei de credință, noi vorbim de simbolul apostolic niceo-constantinopolitan, făcând sinteza dogmei Sfintei Credințe, cred într-unul Dumnezeu, Tatăl Atotțiitorul, nu spun crezul, mai departe trebuie să-l cunoască fiecare ortodox, dar merg prin cel de o ființă cu Tatăl prin care toate s-au făcut și într-unul Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul, elementele surpriză a Sinodului 1 și 2 ecumenic. Spun lucrul acesta pentru a înțelege că în calitate de participant la Sinodul al doilea, în momentul când Alexandru al Alexandriei coboară din scaun, se pare că cu vreo câteva zile înainte de a părăsi scaunul episcopal, patriarhal, este numit Atanasie în locul lui, care va fi un înverșunat luptător împotriva arianismului și în toată viața lui va suporta vreo 5 din astea politice surghiunuri, dus din loc în loc cu domiciliu forțat, cum făceau comuniștii prin Bărăgan, prin Delta Dunării, adică să poți să pierde foame. Și totuși, de acolo de departe, de unde era Sfântul Atanasie, de fiecare dată lucra într-așa fel, prin oameni de bine, prin oameni ai bisericii, prin oameni temători de Dumnezeu, și fiecare dată iarăși ajungea în scaun, iarăși era exilat. Și înainte de moartea sa, în întâlnirea cu Sfântul Grigore teologul, Sfântul Grigore teologul face o remarcă că, într-adevăr, pentru viața lui deosebită, pentru lupta lui și pentru tot aportul adus bisericii, el poate fi socotit singurul om sau singurul luptător care merită să fie cinstit de popor, chiar dacă nu era încă cu sfinte moaște, și este socotit ca sfânt în popor pentru toate nevoințele lui. Și Sfântul Grigore mărturisește că, într-adevăr, prin Atanasie lucrează Dumnezeu. Celălalt episcop pe care l-am sărbătorit împreună cu el, Chiril al Alexandriei, nepotul lui Teofil al Alexandriei, marele, ca să spunem, și binecuvântatul episcop care a putut să-și sfințească mâinile punându-le în capul Sfântului Ioan Gură de Aur, un
în același timp un coleric sau un aprig sau un foarte categoric sau un foarte orgolios conducător de religie creștină, are foarte multe controverse pentru că el nimerește exact în vremea celor doi Teodosie. Teodosie împăratul cel din tâi și Teodosie al doilea, zis Caligraful, care este fratele și în același timp de sânge cu Pulheria, cu cea care va înlesni nepotului său Chiril mai târziu în pregătirile sinodului 3 de la Efes, parcă 481, sper să nu greșesc anul, dacă lui mai ține minte corect, și pregătirile împotriva nestorianismului. Chiril acesta este crescut de o etiopiancă, aceasta închinându-se într-o capiște idolească se duce cu copiii, respectiv cu mama lui Chiril și cu Chiril și cu și cu slujnica respectivă printr-o capiște idolească, aia se prăbușește și se dărâmă zeița de acolo, ea fuge în Alexandria și în felul acesta copilul ajunge sub directa îndrumare a lui Teofil al Alexandrii, care lea pe lângă el ca un fel de secretar, vede o parte din toate problematicile bisericii de atunci, din toate luptele interne, din toate luptele politice, pentru că era lupta de la ieșirea din politeism spre monoteism, adică spre Teodosie II Caligraful, care declară religie de stat, religia ortodoxă, și atunci au loc mari transformări, dărâmări de capiști, zidiri de biserici, dărâmări de idoli, lucru care controversa la vremea respectivă societatea. În același timp, el este de față când Teofil al Alexandriei, cu înverșunare de moarte, se pornește asupra Sfântului Ioan Gură de Aur, la 403 sau 5, la sinodul de la Stejar, cu câțiva episcopi înverșunați și prieteni lui, care îl știau foarte orgolios și bătăios și n-ar fi vrut să se strice cu el, participă la sinodul de la Stejar și îl acuză pe Sfântul Ioan Gură de Aur de origenism. Este adevărat că opera vasta lui Origen este cumva protejată de câteva expresii pe care Origen le-a spus în timpul vieții. Tot ce am scris eu nu consider perfect. Tot ce am scris, dacă biserica găsește de cuvință, poate îndrepta, dar el, având asupra lui problema aceea cu scopitul, era privit cumva mai sceptic din partea bisericii și atunci, ca întotdeauna, mediocritatea bântuie și biruie. Origen este cumva înlăturat, dar și el face mici excepții filozofice prin multă gândire și cultură, alunecând puțin în povestea apocatastazei. Ce înseamnă apocatastaza? Faptul că și dracii și cei răi se pot mântui prin voia lui Dumnezeu, ca să nu o asemănăm chiar cu purgatoriul romano-catolic, unde stai o vreme și te izbăvești, dar aproape asemănătoare prin faptul că poți până și dracii să mântuiască, lucru adus târziu, până în secolul XIX, oarecum prin teologia lui Birdaev, lui Bulgakov, dar un lucru neadevărat care este garantat de cuvintele Mântuitorului Iisus Hristos: ce amestecare întunericul cu lumina, ce este vouă, da, ce nu-i de la diavolul, foc veșnic, odihnă veșnică, plecați de-a stânga celor blestemați, că eu nu vă cunosc pe voi, datorită pierderii chipului dumnezeesc primit prin botez și prin creație de către Dumnezeu, prin sufletul viu, rațional și cuvântător, și în același timp și prin veniți binecuvântații Tatălui meu, dar și prin gura Duhului Sfânt, care psalmistul David ne spune negru pe alb: nu vor învia necredincioșii la judecată, nici păcătoșii în sfatul dreptilor. Adică ei, chiar dacă înviu, înviu pentru pedeapsă. Judecata lor este făcută după faptele lor. Spune acolo, în faptele mâinilor sale s-a prins păcătosul. Și bineînțeles că Sfântul Ioan Gură de Aur, ca un erudit, ca un om plin de lumina Duhului Sfânt, aici mă opresc asupra Sfântului Ioan Gură de Aur și afirm că la Hirotonia, ca preot, se pune un murumbel pe capul lui, ca Hirotonia la Arhiereu se arată Petru și Pavel îi dă cheile împărăției cerului și un răvaș, scrie cel mai frumos tratat despre preoție, în care afirmă cu are cu ce a greșit biserica lui Hristos sau cu ce este vinovată biserica, că trebuie să mă suporte pe mine ca și cleric, atâta smerenie avea și îi se părea ceva fără precedent, ca un om de lut,
și frumos afirmă să fie preot și frumos afirmă, oare ce ești tu preot, e că ascultă Dumnezeu de glasul tău mai mult ca de arhanghel, înger, serafim, heruvim, că ce spui tu cu cuvântul pe pământ se petrece în cer, Dumnezeu împlinește cu fapta. Această ură îl va surghiuni pe Ioan Gură de Aur, va ajunge cu Cuze, Comani, undeva în nordul Mării Negre, unde va fi și sfârșitul, de unde va fi, va scrie scrisori cu episcopul Chiriac, cu unul care oarecare ucenic Policarp, cu Olimpiada Diaconița, care l-a și ajutat de-a lungul vremii. Era un trăitor autentic și când tâlcuia Sfânta Scriptură, secretarul lui vede că toată ziua cineva îl ține de vorbă și se miră de ce nu mai ține audiențe. Era Pavel care îi șoptea la ureche întâlcuirea Sfintelor Scripturi. Scrie în Viețile Sfinților la Simeon Metafrastul că le dormea legat de două funii și se sprijinea în ele și când adormea, ațipea un pic când se trezea, s-a apucat iar de scris, iar mâncarea lui erau bomboanele și pâinea de ovăs. Adică, fiind un post aspru, creierul, ca să poată gândi, avea nevoie de ceva dulce. Bine, cei care au scris unele comentarii la Ioan Gură de Aur au scos în evidență că bomboanele erau baza pentru care Duhul Sfânt a venit peste el și nu lucrarea desăvârșită a unui mare, ca să spunem, ritor al creștinătății, tâlcuitor aproape a întregii opere Sfintei Scripturi și tâlcuitor a Epistolei Apostolului Pavel, tâlcuitor al Evangheliei de la Matei. Sunt vreo 28 de tomuri acolo în colecția Părinți și Scriitori Bisericești, aparținând Sfântului Ioan Gură de Aur, printre care și niște omilii la facere asemănătoare Hexaimeronului Marii Vasile. Șters din diptice, scos din diptice, scos din orice hârtie de peste tot. Când Teofil moare, evident că cel care ia locul este Chiril al Alexandriei. Și se spune după Viețile Sfinților că într-o oarecare vedenie Maica Domnului îi se arată și îi spune lui Chiril, pentru că el avea evlavie la Maica Domnului și o cinstea, să-l treacă pe Ioan înapoi, să nu țină cont de supărarea unchiului său, care a făcut-o mai mult sub influența bârfelor, că asta e ceva normal și firesc de când lumea și pământul. Dacă ni se pare vreodată că o nedreptate pe pământ e prea adâncă, să ne gândim că erau doi frați pe pământ, Cain și Abel, și unul i-a dat la celălalt cu parul în cap și l-a omorât. Când vorba e astăzi, trebuie să reducem populația lumii, că e prea deasă și să îngrea pământul, atunci erau doi și tot nu încăpeau. Așa că rău, odată strecurat în lume, prin căderea din rai, germinează permanent rău, 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 adică hău ăsta se tot adâncește ca o apă care curge și adâncește malurile, îl face râu pe râu, fluviu, până devine ocean de răutate. Și Chiril va îndrepta această lucrare a unchiului său și prin influențe politice și prin unor episcopi și a unor oameni de seamă ai bisericii și va repara această nedreptate făcută asupra Sfântului Ioan Gură de Aur. Și aici mai amintesc că inclusiv Eudoxia, cea care a fost la baza întregii mizerii, în momentul în care fiul ei Arcade ajunge împărat și vede că mormântul mamei tremură tot timpul, nu mai avea liniște mormânt împărăteasa, pentru că tocmai aș făcuse un buz de argint și îl pusese în cetate să o proslăvească lumea. Și Ioan a criticat dur în omiliile sale duminica în biserică aceste mizerii, în biserica Sfinților Apostoli din Constantinopol, parcă acolo își ținea discursurile. S-a înverșunat și l-a izgonit. Dar în momentul în care Arcadie i-a dus moaștele după vreo 20-30 de ani sau aproximativ până în 50 de ani de unde erau în exil, cum se îngropau pe atunci episcopii în picioare, în scaun, așa înșezut, nu în sicriu, cum îi punem astăzi după moda nouă, ca pe creștinul de rând, când au adus moaștele în biserică și le-au pus în fața ușilor împărătești, moaștele s-au ridicat singure și au binecuvântat mormântul și din clipa aceea s-a făcut pace. Pentru Ioan, că s-a întors în cetatea Constantinopolului la scaunul patriarhal a împăratului Constantin, care de drept i s-a cuvenit la moartea bătrânului Nectarie, și împărăteasa s-a liniștit pentru nedreptatea săvârșită că fiul a îndreptat greșeala mamei. Chiril își intră în atribuții, trece și el prin mari tumulturi și probleme bisericești pe care le învinge cu tărie, dar ajutat de Pulcherea pregătește marele sinod al treilea ecumenic și contestă pe acest neavenit, ca să spunem așa, care susținea o învățătură foarte ușor strecurată de nimeni înțeleasă.
vorbim de dioprosopism, două persoane în aceeași persoană a Mântuitorului Iisus Hristos. Că era și om, că era și Hristos, chiar dacă avea fire dumnezeiască. Și atunci, controversa care se face la acest sinod, ține vreo 6 luni de vară până toamna târziu, și se arată categoric că Maica Domnului nu e nici născătoare de om, antropotokos, nu e nici născătoare de Hristos, Hristotokos, ci este născătoare de Dumnezeu, Teotokos. Odată stabilită această teotokie, adică îndumnezeirea acestei deșertări duhovnicești, acestei întrupări prin Duhul Sfânt, ne arată că Maica Domnului a născut om adevărat și Dumnezeu adevărat. Iar sinodul 4 Calcedon clarifică odată pentru totdeauna nebunia asta și arată clar și categoric. Două firi și două voi, una omenească și una dumnezească. Și formula calcedonică, cea mai simplă de priceput pentru orice naiv, este aceasta. Unite și neamestecate, adică nu știi când e Dumnezeu, când e om. Ca om plânge, ca Dumnezeu face minuni, ca om merge, mănâncă, doarme, sprimbă cu apostolii, învie morți, scoate dragi, când e Dumnezeu, când e om. Deci unite și neamestecate. Și apoi, ca drept dovadă că aceste firi niciodată nu stau separat una de alta, neîmpărțite și nedespărțite. Deci, iarăși categoric, trebuie să, foarte simplu de ținut minte. Aici va fi din nou iarăși o mare confruntare și frământare când bisericile necalcedoniene sau orientale, copte, cele din Africa, Alexandria, Antiohia, încolo spre Siria, neparticipând la sinod, se numesc și astăzi biserici orientale monofizite, pentru că ele susțin că firea dumnezească a absorbit firea omenească. Bine, pe parcursul sinodului vom găsi monoteliții și monofiziții. Întâlnim aceste elemente de greșeală de dogmă, lucrate în continuare. Sinodul 5-6, cu insextul, că e de vreo 2 ori, nu știu cum să petrece acolo, și după aceea sinodul 7 cu icoanele. Mă întorc la Sfântul Chiril, care rezolvă această problemă, iar odată cu rezolvarea acestei probleme, deși mai de dinainte se punea problematica, la începutul secolului IV, se pune accentul exact pe intrarea în cult a lucrării și praznicilor Maicii Domnului și avem sărbătoarea nașterii Maicii Domnului, adormirii Maicii Domnului, nașterea Domnului, Crăciunul, vorbim de bunavestire, deci toate sărbătorile închinate, întâmpinarea, intrarea în biserică a Maicii Domnului, care la vremea respectivă, până în secolul 3, nu erau, ele n-au apărut deodată, azi s-a răsnit Mântuitorul, mâine s-a înălțat și de următoarea zi Maica Domnului a fost cinstită în biserică. Nu, lucrarea Sfinților Părinți a făcut ca aceste praznice să pună pe Maica Domnului la locul ei de cinste, chiar dacă prin cuvenita smerenie ea ne arată de 2 ori două lucruri deosebite. Când nu înțelegea un lucru de la pruncul său Iisus, pe care l-a alăptat la sânul ei, l-a crescut, l-a hrănit, l-a iubit, l-a protejat și l-a îngrijit ca mamă pământească, deși el avea tată mai înainte de toți vece și mamă, sânurile tatălui din veșnicie, spune așa, că ea păstra adânc cuvintele în inima ei și cugeta în sine la ele. Deci nu înțelegea dogmele, că nu știa, pentru că nu era Dumnezeu, era Maica lui Dumnezeu. Și în a doua categorie de viziune găsim actul de desăvârșită smerenie sau coroana de pietre scumpe a Dumnezeirii, dăruită Maicii Domnului, bucură-te cea plină de daruri, darurile sunt harismele care s-au revărsat totodată peste Maica Domnului, Duhul Sfatului, a înțelegerii, a priceperii, a smerenii, a cunoașterii, toate cele 7 darurile Duhului Sfânt. Și Maica Domnului spune așa, fie mie după cuvântul tău, iată roaba Domnului, adică nu fac decât ce vrea Domnul, iar când este la nunta din Cana Galilei, ține și ea acel discurs simplu și la obiect. Să faceți ce vă spun el, deci atât ce ușor te mântuiești. Păi ce spune Domnul? Caută pacea și urmează pe ea, vei trăi în veac, veac, ferește-te de rău și fă bine, scurt, decalog în 2 vorbe. Și odată cu intrarea în cult a Maicii Domnului, biserica s-a împodobit cu ceea ce îi lipsea. Îi lipsea Eva cea nouă, care trebuie, cum spunem, binecuvântările învierii, să șteargă lacrimile Evei cele din tâi și să le întoarcă în bucurie. Cântăm la binecuvântările învierii, la prohod și când sunt sărbători seara, când se cântă spre duminica, la priveghere. Totodată cu Chiril, aici se mai întâmplă și anumite răzvrătiri pe care va trebui să facă față lor, răzvrătirile fraților lungi, niște monahi care erau răzvrătiți prin Ierusalim și fac niște fanatisme din astea
nu spun eu gen cui, că deranjez după aceea, avem care ei sunt cheia și lăcata și ei țin tot dreptarul ortodoxiei, se duc dărâmă niște capiște ale evreilor, omoară niște mozaici doar așa din răutate, că nu erau creștini. Bineînțeles că postura politică a vremii îl pune pe Kiril într-o situație destul de delicată. Trebuie să repare problema, să duce și să întâlnește cu eparhul Onorie, Oreste, parcă. Și trebuie să rezolve problema respectivă, o repară oarecum. Bineînțeles că l-ai purta o ură de moarte, nu îl suporta sub nicio formă, dar Kiril face față cu deosebită atenție, are și în jurul lui oameni foarte bine pregătiți care susțin cauza creștinătății. Era vorba de o prigoană mai mascată asupra creștinilor. Se încerca din nou dezlegarea prin Iulian Apostatul, ultimul împărat care a dat drumul tuturor religiilor, să reziste care e cea mai bună, nu n-a mai stat el să complice cu prostii. Și bineînțeles că arianismul și semi-arianismul luau din nou iarăși putere. Iar acest eparh Orest ținea cumva spatele acestora și încerca tot să pună influențe la împărat. Tot atunci în Alexandria se punea problematica platonismului, dar aici era vorba de stimabila doamnă Hipatia, acea femeie distinsă, filozofă, geograf, astronom, matematician, cu toate științele naturii, și care avea mare simpatie și cumva atrăgea foarte mulți creștini prin cultura ei, prin modul ei, și bineînțeles că tot așa, sub o influență suficient de un context nebine gândit, și o parte din creștini, și cum ar fi și astăzi, cu mici partizani strecurați, face o mică revoluție, dar nu știi cine o fură, face o mică mișcare și nu știi cine profită de ea. Și în acea mișcare, pentru că Orest acesta era de partea Hipatiei și nu-l suporta pe Kiril, o ceată de parabolani din ăștia cu ciomege și cu tot felul de arme din astea de răzbunare au intrat în Buzna, peste castelul ei, acolo unde își avea locuința, reședința, au rupt hainele pe ea, au ciomăgit-o bine, au omorât-o, au tăiat-o bucăți și au pus-o pe foc. Niște ieșiri din astea destul de dezastroase, pe care Sfântul Kiril, în calitate de episcop creștin, a trebuit să facă cu greu față, pentru că se compromitea în fața imaginii sociale și politice totodată și trebuia să facă față bisericii. Își sfârșește mandatul cu bine și încheiem trecând de la viața lui și lăsând loc următorului patriarh al Alexandriei, venim la sfinții apărători ai împotriva arianismului, Macare Alexandrinul și Macare Egipteanul. Și chiar Antonie cel Mare este unul din cei care este atent asupra problemelor de arianism, pentru că Antonie este primul ascet desăvârșit, care își trăiește o vreme viața prin morminte, apoi se retrage adânc în pustie și după ce se retrage adânc în pustie își formează acei eremiți sau colibe de câte 2-3 pusnici pe care le organizează așa ca niște sate călugărești, pe care le veghează și le supraveghează cu sfaturile sale. Bineînțeles, eu recomand viața Sfântului Antonie Pendelete, pentru că n-am putea într-o emisiune de o oră să prindem toată povestirea, dar mă duc la capacitățile Sfântului Antonie. Om fără carte și știință filozoficească, ori de câte ori întâlnește oameni mari și îi pun întrebări, le răspunde categoric și simplu că cerul și pământul sunt cărțile mele, revelația naturală și supranaturală. Spune și psalmistul David, cerul îi spun slava al Dumnezeu și facerea mâinilor lui o vestește tăria. Apoi mă întorc la minunile pe care le poate face Sfântul Antonie, mă întorc la minunile pe care și la puterile pe care el le are asupra diavolului, de a-l cerceta, de a vorbi cu el, de a-l mustra, de a-l ispiti. Și bineînțeles că cel mai emerit sau cel mai favorit ucenic cunoscut al Sfântului Antonie va fi Pavel cel Simplu sau Pavel cel Prost, cum îi spune Patericul Egiptean, care având un cumnat lacom, ca să pună mâna pe partea de avere, îl reclamă eparhului că e creștin, el fuge în munți și se nevoiește. Când se întoarce acasă, este primit cumva cu nepăsare, ea direct pleacă înapoi în pustie, se duce la Sfântul Antonie și după ce stă câteva zile la ușa marelui ascet,
când îl găsește înapoi la ușă, întreabă, dar tu n-ai plecat de aici? Păi n-am plecat, vreau să mă fac călugăr. Bine, hai în colibă. Nu mâncase, nu băuse, se ruga la ușa Sfântului acolo. I-a spus, hai să mâncăm. I-a pus 5 pesmeți, el și-a pus 3. El a mâncat 3, 2 a lăsat și a zis, dar de ce nu mănânci? Păi zice, dar tu ce ai mâncat mai 3? Păi eu sunt călugăr, dar și eu vreau să mă fac călugăr. I-a dat o traistă cu pesmeți, l-a trimis în pustie să-și sape coliba. Și după 6 luni ce a zis, băi, când a dat ăsta de căldură și de daltă și fără apă și în căldură, aia îi trece lui de călugărie. Când s-a dus, a găsit 2 chilii săpate în stâncă și a zis, dar ce face omul aici? Păi m-am gândit că vine un frate mai slab ca mine și nu se chinuiască el. Am făcut încă o chilie de ajutor. Și zice, păi și pesmeți? Păi trai, stai colea, nu-i mâncase nici jumătate din cât ți-a dat în vreo jumătate de an. Și atunci Antonie și-a dat seama că are de-a face cu adevărat de un viitor ascet și mare trăitor, care cea mai reprezentativă istorioară este cea când diavolul nu vroia să iasă dintr-un îndrăcit și ca să-și bată joc de Pavel a spus, băi Pavel, tu scoți dracii deștepți, Antonie, pentru că e deștept, îi scoate pe cei proști. Uite, eu n-am să ies pentru că eu sunt de la deștept, tu trebuie să mă scoți. Și s-a supărat Pavel, s-a suit pe o stâncă, a ridicat mâinile la cer, s-a lăsat gol să-l ardă soarele și arșița și frigul nopții și spunea așa, pentru rugăciune starețului meu Antonie, să iasă dracul din omul acesta. După 40 de zile de post și rugăciune, dracul a fugit, a spus, tu ești împit cu tine în spate, spate vorba. Și în felul acesta și-a arătat desăvârșirea duhovnicească Pavel cel Simplu și a rămas ca unul dintre mari apropiați ucenici ai Sfântului Antonie și un model absolut și în același timp tot Antonie va fi model și sfătuitor și îl va și tunde în schima mare monahală pe cel de astăzi, pe Sfântul Marcu, ăsta, Sfântul Macarie Egipteanu, care îl pomenim astăzi și care îl va povățui spre mari lucruri duhovnicești. Nu spun că viața este aproape la fel asemănătoare, pleacă în pustie de tânăr, își dorește nevoință să muncește, să duce în pustie, apoi face comunitate, face biserică unde este astăzi biserica coptă în Cairo, în momentul de față, în ceea ce privește locația unde s-a nevoit el vreo 60 de ani prin pustie ascetică și bineînțeles toate minunile pe care Sfântul Macarie Alexandrin le face, lupta împotriva ereticilor, într-o vreme este și el puțin izgonit câțiva ani pentru că se punea împotriva arianismului, apoi prin intervenția împăraților de acolo, pentru că a vindecat o fată demonizată, este lăsat să întoarcă înapoi în pustie, pentru că făcea prea multe minuni și de acum irita în societate prezența lui, deci nu mai ajuta cu nimic surghiunul, se întoarce înapoi în pustie, dar ce este frumos și ce m-a impresionat mai mult și am și punctat ca element de bază, este sfârșitul vieții sale. Am ales să vorbesc despre sfârșitul vieții sale pentru a pune în concordanță cu sfințenia monahismului nostru de astăzi, că atunci când e cineva bolnav să inventăm sau este aproape de ceasul morții, tot felul de conspirații ieftine și de 2 lei și tot felul de povești nemuritoare. Că a fost otrăvit, că era să nu știu ce, că era să nu știu cum, că doctorii nu știu ce au făcut, că nu știu ce. Domnule, când te alege Dumnezeu și te cheamă la El, pleci. Amin. În momentul când a fost să plece marele Macarie al Egiptului în cer, i s-a arătat personal Maica Domnului. Și a spus așa, peste 9 zile va trebui să vii la cer. Apoi s-a arătat Sfântul Antonie, căruia fusese ucenic, și cu un alt mare sfânt, Pahomie al pustiei, care este începătorul vieții de obște, dar mi se pare că l-al sărbătorim vara, pe iulie sau iunie, nu mai știu exact în ce zi a Sinaxarului, și a spus, de acum trebuie să vii în lumea cea fericită, unde trebuie să te bucuri desăvârșit de darul Dumnezeu, pentru că ai depășit toate măsurile în ceea ce privește lucrarea și ți-ai făcut pe deplin menirea. Și el smerit în momentul ăla spune, Dumnezeu știe câte sunt bune, câte sunt rele. Deci nu și-a pus problema să mai stea, să mai vrea, că îi convine, că nu-i convine. Și-a chemat ucenicii, i-a sfătuit pe toți de bine, și-a chemat începătorii să asculte, să păstreze rânduiala călugărească, povețile, tot frumos. Iar a noua zi a venit un heruvim și a spus așa. Acum, suflete al meu, pentru că Dumnezeu te-a ales vas cinstit și curat, și eu am avut obligația să te păzesc toată viața
Și Dumnezeu s-a proslăvit prin darurile tale, prin faptele tale, prin lucrurile tale, prin minunile tale, prin trăirea ta, prin nevoința ta, prin povățuirile tale, vin să te crâmuiesc spre cer. Și când le-a spus fraților că i-a venit cel ce trebuie să le ia să-l ducă, a stârnit mare întristare, mare supărare, mare nu știu ce. Evident că nu s-au făcut slujbe de însănătoșire, nu s-au făcut slujbe de rămânere pe pământ, ci, domnule, dacă a venit ceasul plecării, atât a spus. Mă tem de dragi, că și dracii veneau și spuneau, lasă băi Macari, nu te mai ruga, de acum ești sfânt, lasă băi Macari, de acum ai scăpat. Nu, 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 mai trebuie puțină pocăință, mai trebuie să mă smeresc puțin. Și una din actele de smerenie pe care a făcut-o Sfântul Macare Egipteanul, sau un act teribil de smerenie, a fost acela că în tinerețile lui, fiind hirotonit preot, la insistența sătenilor din Egipt, care îi cunoșteau coliba și pustii unde se nevoia, l-au făcut preot pentru comunitatea lor, o domnișorică de asta înfierbântată așa și cu hormonii iuți, s-a culcat cu un băiat ceva pe undeva și a spus că pusticul vostru, care tot îl slăviți voi, el m-a necinstit și m-a lăsat gravidă. Și Macare s-a învoit cu toată smerenia, fără să scoată o vorbă, a muncit, a întreținut-o, vindea rogojini, coșuri, făcea treabă și îi dădea bani să o întrețină. Când s-au împlinit 9 luni să nască, au luat-o, nu era ca acum cezăreană, calmante și să faci să naști așa ans fai, fără să te doară, ci era nașterile cele naturale și grele, numai o femeie care naște știe ce înseamnă nașterea naturală, dar la ea s-au înzecit durerile, aproape să moară. Și atunci ea s-a uitat la cer, femeia și-a strigat așa, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, știu că am greșit înaintea ta și am necinstit pe robul tău. Și se strângea lumea și nu știa ce vrea să spună. Și spunea, nu pusnicul este cel care m-a necinstit, cu tare m-a necinstit. Și atunci s-a dus tot poporul să-i ceară iertare, dar Macari, care avea descoperire ce s-a întâmplat, a șters-o de mult în mai în adâncul pustiei, ca să nu cadă mândrie, să-și piardă cununa, și în felul acesta a arătat că a primit o cara ca cinstea, că așa spune, așa spune Sfântul Antonie, că s-au dus ucenicii la el și au întrebat, avă, ce să facem să ne mântuim? Puteți primi o cara ca cinstea? A, nu, e greu! Da, dacă luați două palme sau trei sau patru, puteți? Nu, nici asta nu putem. Dar măcar să iertați, nu țineți minte rău. O, dar asta e și mai greu. Și atunci a spus ucenicului său, măi, nu-i mai chinui pe ăștia. Au venit obosiți prin soare, au bătut atâta cale, dă-le lor apă, dă-le fiertură, spală-le picioare și lasă-i să ducă. Adică dacă nu prinde mâncarea cea domnicească, măcar cu cea trupească să îndeletnicească. Da. Iar Sfântul Macare, pentru că era ucenic, a ajuns la această măsură și a ajuns la această lucrare și tot lui se atribuie aceea cu tigva elinească când o lovea cu piciorul. Și a zis, nu mă lovi Macare, abar n-ai ce putere are rugăciunea voastră a ortodoxilor când faceți voi epicleza și parastasul, cum se luminează tot iadul. Și a zis, dar tu cine ești? Eu sunt un popă idolesc. Și unde ești în iad? Pe capete de creștin. Dar de ce? Păi eu n-am știut legea și am călcat-o, ai voștri au știut legea și au bătjocorit-o. Deci foarte interesantă este atitudinea. Și spune că a zburat Sfântul la cer, fără să-i știe cineva urma, fără să știe ceva. Și în felul acesta, deci în felul acesta, Sfântul s-a proslăvit și a plecat îngropat de călugării lui și dus în împărăția lui Dumnezeu și luat ca model și astăzi există mănăstirea. Și astăzi există mănăstirea, locul unde s-a nevoit Sfântul Macare, și mai fac două deosebiri. După ce a murit, două, trei precizări. Sfântul Atanasie, după ce a murit, după multă vreme i s-a proslăvit trupul și a fost pus moaștele în raclă. Apoi au fost luate, duse prin Italia, cum erau cruciadile astea și toate geopoliticile astea. Și la influența și la intervenția asupra papei Ioan al IV-lea, moaștele au fost aduse și puse înapoi în catedrala Sfântul Marcu din Cairo. A lui Sfântul Antonie, el a lăsat ucenicilor când a fost să moară să-i ascundă trupul, să nu știe nimeni niciodată, ca să nu folosească trupul lui ca argument. Măi, noi am fost ucenici, l-am cunoscut cu tare, vedeți cum se face astăzi, nici n-ai murit bine, am mai spus odată și nu vreau să insist, n-ai murit bine și ți-a făcut acatistul, slujba, tot mă urmează să te proslăvească. Ei, Sfântul a vrut să trăiască într-un anonimat perfect și nimeni n-a mai știut vreodată unde sunt moaștele Sfântului Antonie, precum și a Măriei Egipteancă, care le-a îngropat eu și mulți alți sfinți, neștiuți de nimeni.
La fel și Sfântul Macarie, deci se proslăvește și rămâne în taina cel mai mare întemeietor și aproape, ca să spunem, sat de monahi, zice că pe la 4-5 mii ajunsese, Pahome pe la 5-6 mii ajunsese, celălalt, începătorul veții de obște, care îi punea încete, el a primit rânduiala direct de la înger. Și ne întoarcem la Teodosie, începătorul veții de obște, acei care au vizitat Ierusalimul au văzut mănăstirea Sfântul Teodosie între pustiul Palestinei, de unde lavra Sfântului Sava, unde s-a și format Sfântul Teodosie, și mănăstirea lui mai încoace puțin câțiva kilometri, exact locul până unde merg autocarele, o mănăstire cu un stareț care a ajuns până la 2000 de călugări, Ieftimie, care era și prieten cu el și sunt contemporani amândouă, au mormintele la mănăstirea Sfântul Teodosie, chiar în peștera magilor și mamele lor. Ieftimie ajunsese și el la 2-3 mii de călugări și la Sfântul Teodosie găsim încrederea și nădejdea în Dumnezeu și curajul de a putea convinge pe Dumnezeu în orice problemă. Mi-o amintesc cel mai mult și mi-i dragă tot timpul asta și cred că e mai ziditoare decât date biografice și bibliografie, că vine economul la Sfântul Teodosie, era hramul și îi spune așa: Spărinte Stareț, nu mai avem pâine pentru mâine și hramul. Dar în magazie mai este? Da, mai sunt vreo 4-5 pâini. A, deși pune cele 5 pâini în biserică la litie ca să facem slujba privegherii, ca purta grijă Dumnezeu. Părinte, povestea asta că a purtat grijă Dumnezeu, nu o mai repetați, că simt că nebunesc. Dacă eu am umblat tot Ierusalimul și nicio vatră nu are pâine, nu are făină, nu coace, noi cu ce hrănim mâine gurile flămânde care vin la hram? Părinte, du-te și te odihnește că o fi de la oboseală. Adă pâinile în biserică să facem litia. Și s-a dus personal Sfântul Teodosie și a făcut rugăciunea de sfințire a litiei. Și a zis rugăciunea: Doamne, cel ce ai săturat în pustie 5.000 de noroade afară de femei, de copii, cu 5 pâini și cu 2 pești, însuți binecuvintează și pâinile acestea și le mulțește în sfânt locașul acesta, în țara aceasta, în toată lumea ta, că sfânt ești totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Și și-a luat sfântul mantia, a lăsat să continue slujba, s-a retras la chivia lui în liniște și a început să se roage. Economul, înnădușit și supărat de supărare, a mai tras o fugă până în cetate, s-a întors cu Camila din nou cu coșurile goale și a zis: las că o să vadă el mâine starețul cum e cu impresiile astea, cu părerile astea. Și s-a băgat în chilie și a țipit pe la 4 când s-a trezit și s-a crăpat de ziua, că în Ierusalim soarele răsare mai repede, aici și spune țara lui soare răsare acolo, că e un fel de mijloc de echinoțiu, imediat cât îi zi, cât îi noapte. Și când se duce spre magazie, vede ușa povârnită într-o parte și pe sub ușă picate pâini. Se duce repede la chilia asta: Păi stare, lasă frate, lasă, du-te și pregătește cele de hram, scoală soborul să cânte, scoală preoții să facă slujbele, să binecuvinteze credincioșii. Părinte, magazia e plină, lasă-i treaba lui Dumnezeu, părinte, nu-ți fă grijă. Și când s-a dus și a deschis ușa chelăriei, pâinea era înmulțită până în tavan. Când a căzut, a ieșit toată pe hol, când a deschis, cât a apucat să năruie din mormanul acela de pâine proaspătă. Și așa a arătat Sfântul Teodosie cum lucrează Dumnezeu pentru cei ce iubesc. Ierusalimul acela este plin de mănăstiri. Avem lavra Sfântului Onufri, avem lavra Sfântului Hariton, e plin Ierusalimul de acești sfinți mari întemeitori de călugări și trăitori. Acolo au fost cele două mari persecuții importante care au făcut mii de martiri și de mucenici. Întâi perșii la 614 și apoi mame prin Cosroie și apoi mame Lucii sau Salazine, care au venit și au omorât călugări din toate mănăstirile, tot ce a prins, i-a vândut drobia, a prădat mănăstirile, a distrus tot ce a putut strica, era împotriva creștinismului. Creștinismul a fost întotdeauna o piatră de poticnire. Dar pentru că lumea pământească este făcută de oameni, să trece, dar pentru că ortodoxia e făcută de Dumnezeu, nu să trece. Poți strica biserica, poți dărâma mormântul, poți rupe crucea, dar nu poți distruge voia divină a Logosului care s-a proslăvit, s-a întrupat,
a murit și a înviat și el ne-a spus nouă, nu te teme, turmă mică, că Domnul a binevoit întru tine, porțile iadului nu pot birui biserica în veacul veacului. În lavra Sfântului Eftimie, care este tot acolo aproape în ținutul Palestinei, la fel Sfântul Eftimie cel Mare, are și el la vreo 2-3 mii de călugări, el era desăvârșit prin ascultare. Se spune în viața Sfântului Eftimie, pe lângă minunile pe care le făcea și vindecări și toate puterile care le avea, el era omul totalei binecuvântări și ascultări. Și spune că oamenii se plângeau că unii călugări erau neatenți și mai scăpau vitele în grânele oamenilor. Și atunci el a blestemat pe un frățior de acolo, care era agricultorul mănăstirii, și a spus așa, zootehnistului mănăstirii, mă, tu să nu mai mănânci pâine niciodată. Se spune că a murit starțul și el a rămas cu acest canon. S-a dus la episcop, episcopul n-a îndrăznit să-l lege. S-a dus la patriarh, patriarhul n-a îndrăznit să-l lege, să-l dezlege. S-a dus la mormântul Sfântului și s-a rugat, doar a primit vreun semn. Și dacă n-a primit semn, n-a mai mâncat pâine până la sfârșitul vieții. Așa se păzea pe vremea respectivă blagoslovenia și așa se păzea ascultarea legată de cele duhovnicești. Acesta e Sfântul Eftimie, am să-i pun în sinaxar. Pe mâine trebuie să arunc o privire în viețile sfinților pe luna ianuarie și să pun sinaxarul ca atare, să nu știrbez din frumusețea lui. Și la încheiem, cum se spune... Încheiem, cum se spune, luna ianuarie cu cele trei mari trâmbițe ale Duhului Sfânt, Vasile cel Mare, cu 10 sfinți aproape în casa lor, Macrina bătrână, Macrina cea tânără, Emilia, Vasile tatăl său, Petru al episcopul Sevastiei, Grigorie de Nisa, Vasile cel Mare, toți sfinți. Deci asta rodește credința într-o familie sănătoasă. Cel care va întemeia Vasilia de spitale, azile de astea pentru bolnavi, bătrâni, cu bolnițe, cu tot. Deci până la urmă zidim și spitale și catedrale. Deci el era autorul, cel care a inventat pentru prima dată în creștinism termenul de spital și de medici, de vraci și de tămăduitori pentru săraci și amărâți, unde nu era posibilitatea să se tămăduiască pe bani mulți, de aia și avem în biserică tămăduitorii, Chir și Ioan din Asia, Chir și Ioan din Ierusalim, Cosma și Damian, Talaleu, Mochia, Nichit, Trifon, Pantelimon și toți sfinții mari tămăduitori. Deci până la Nectare de Eghina, izbăvitor de cancer, Ioan Rusu, Efrem cel Nou, Patapie și toți sfinții ăștia frumoși care mergem noi în Grecia și îi vizităm când mergem în ținutul Eladei. Mă opresc și zic că Grigorie teologul, la fel un mare trăitor autentic, participant la Sinodul II Ecumenic și într-un Duhul Sfânt Domnul de Viață Făcătorul, care ne lasă o carte autentică despre răutățile oamenilor atunci când nu cred în Dumnezeu, ci numai să prefacă cred în Dumnezeu, vulturul rănit, spune tot și acolo găsim tot amănuntul, el folosește metoda lui Iona proroc. Încolțit din toate părțile, pentru că era foarte aspru, el are 5 cuvântări catehetice, parcă așa se cheamă cartea lui, dacă nu mă înșel, și sunt predici ținute la adresa creștinismului și la dogma creștină, în adevărata puritatea cuvântului. Este contestat, atacat și așa, domnule, dacă atunci când marea s-a tulburat, Iona a sărit în mare și marea s-a liniștit, nu m-am născut nici patriarh, nici dregător, nici episcop, a lăsat toate frumos, faceți ce vreți voi, s-a retras pe moșia lui la Nazians, s-a retras într-o mănăstire, a ținut o frumoasă corespondență cu Sfântul Vasile, cu care erau și prieteni, a scris imnele iubirii, imne teologice foarte frumoase. Acum de-abia citeam mai zilele trecute, am cartea, de-abia am intrat în posesia ei, că niște scriitori protestanți, apropo că o mai facem noi pe ecumeniști și dăm titluri străine, nu vorbim numai de însfință părinți, iată că l-au scos în evidență pe, din studiile lor, pentru că ăștia cam stau pe litere, socotesc, sucesc, învârtesc. De-abia acum, citind imnele Sfântului lui Grigore, teologul, și-au dat seama de ce este supranumit teologul. Este atâta teologie de adâncă și din altă în aceste imne, că spune că aproape se repetă toată puterea Sfintei Scripturi și toată revelația supranaturală încă o dată în aceste imne dumnezești. Și acum încep și cei din apus și din Occident să-și dea seama de
capacitatea teologică, de ce a fost supranumit teologul. Că avem Simeon, nou teolog, Grigorie Palama, prea îndumnezeitul aminte, Grigorie teologul, nu prea, Dumitru Stăniloae teologul, Justin Popoviș teologul, nu prea plouă cu teologi, plouă cu studenți în teologie, adică cu oameni care au studiat teologia, dar teologia, cuvântul e vag reponticul, cel ce se roagă e teolog, vrei să fii teolog, roagă-te, neîncetat, și atunci ești teolog, că teologia înseamnă rugăciune. Grigore teologul va trăi o viață de rugăciune și va trăi autentic în Duhul adevărat și va rămâne în biserică ca unul din mari ierarhi ai bisericii. Nu mai pun esența pe disputele că e mare Părintele Cleopa, că e mare Părinte Arsenie, că e mare Părinte Iustin, că e mare Părinte Teofil, că e mare nu știu care. S-a arătat Dumnezeu lui Ioana Hevaitelor și a spus, spune-mi toți într-o sărbătoare că ăștia trei în fața 3.001 sunt. Da, cam așa trebuie să priviți și duhovnicii noștri, cei buni care au ținut monahismul și teologia românească sub putere. Părintele Benedict Ghiuș, Părintele Sofian, Părintele Adrian Făgețean, Părintele Cleopa, Părintele Iustin, Părintele Teofil Părăian, Părinte Achin de la Putna, Părinte Paisiolaru și câți ori mai fi, că nu știm noi pe toți, Zenovi, Ghidescu, câți oameni mari au fost. Ei au fost, ca să spunem așa, am putea pune, să spun, o sărbătoare în calendar care se cheme așa, Duminica tuturor duhovnicilor români. Și atunci i-ai pus pe toți înaintea lui Dumnezeu într-o singură rânduială. Adică îi împaci pe toți și îi faci una cu Dumnezeu, că așa a spus Hristos. Eu vreau ca toți să fie una și eu cu Tatăl una suntem. Dacă vreți să fiți desăvârșiți, fiți desăvârșiți precum Tatăl meu cel din cer desăvârșit este. Și în felul ăsta separăm polemicile pământești, cum și Dumnezeu a pus pace între ioanitei, ioaniteni, grigorieni și vasilieni. Da. Grigorie, și am amintit de Ioan Gură de Aur, născut din tată păgân, secund, uite cum ies un sfânt dintr-un păgân, și Antuza, mama lui, care este tot sfântă, care spune că rămâne văduvă de două ori în viață. Întâi că și-a pierdut soțul din tinerețe, apoi că a așteptat în tinerețe să-și crească pruncul și când pruncul s-a dus la mănăstire a rămas singură și l-a rugat, nu mă lăsa văduvă două oară. Dar Dumnezeu a rânduit să plece ea repede la cele cerești ca Ioan să-și poată urma calea mistică și lucrarea în care a fost chemat. Deci cam aceștia sunt sfinții lunii ianuarie și recomand vețile sfinților pe decembrie și pe ianuarie, care sunt cele mai încărcate domnicește, dar când avem un bănuț, decât să cumpărăm câteva pachete de țigări care trec să ard și pică jos, cu 50, 60, 70, 100 de lei, în loc să iei țigările pe o săptămână, iei o vețile sfinților și citind aceste cărți, cu adevărat vom fi mult, mult, mult mai folosiți duhovnicește și zidiți. În ceea ce privește Sfântul și Sfințenia, n-am mai face aceste elemente ieftine de comparație și am socotit noi care e mai mare, care e mai mic, care e mai tare, care e mai bun, care e mai rău. Cuvântul Sfințenie include în el puterea Duhului Sfânt. Și atunci când cineva e sfânt, nu poate să fie o leacă bunut sau mai bunut sau mai puțin bunut sau mai puțin rău sau mai nu știu cum. Sfințenia înseamnă har, lumină și adevăr. Da. Iată că de aici ne tragem noi seva în ortodoxie, nu din teoria ale conspirației, nu din articole de pe net. Aici netul, internetul, ca să-i zicem așa, Facebook-ul, Wikipedia, da. Ciole-X-ul, nici nu știu cum se cheamă, sunt 1000 de nebunii. Sunt o tarla, ați văzut la țară, pe vremea lui Ceaușescu, se numea strânsură. Se făcea un gard mare, era o tarla mare, cânta muzică, îți vindea mici, bere, băutură și unii se băteau, unii jucau, unii povesteau, unii se simțeau bine, unii trăiau, se simțeau frumos, adică trăiau frumos românismul, portul național, folclorul, tradiția, alții era mărlani. Ei, așa e și în internetul ăsta, nu poți să ceri. Eu uneori mai sunt ironic și poate că nu-i bine întotdeauna când procedez așa, că mai scrie câte unul câte o mizerie și îl întreb, v-ați dat bacalaureatul? Pentru că un om corect și serios, dacă nu-i mediocru și frustrat, nu vorbește de rău. Da. Apropo de tarabie și de mici, mai sunt locuri pe internet unde oamenii stau la bârfă, chiar dacă se prezintă a fi creștini. Și am văzut un material, părinte, da. Șocant. În care se citea un articol de pe internet în care se povestea cum sfinția voastră ați avut ceva cu un cal în tinerețe. Explicați-ne cu și ce? Un cal?
un cal, ce ați avut cu calul, părinte? Spunea acolo că ați omorât un cal, că l-ați chinuit, că l-ați torturat, că aveți valitul agricol, că sunteți... Dumnezeu să-i fie țărâna ușoară, aparține starțului Victorin de la Siestria, care el era foarte flegmatic și flecar așa și lua peste picior orice om. Eu când am intrat în mănăstirea Siestria, din prostie s-a întâmplat lucrul ăsta, să am liceul terminat. Da. Am văzut și eu un material în care cineva comenta că unii care au terminat liceul agricol cu niște medii mediocre dau sfaturi de teologie la alții. Nu m-a deranjat, că între prostie și neinformare nu-i mare diferență. Dacă ești prost, trebuie să te informezi, dar dacă nu te informezi, ești și mai prost. Pentru că ai putea să te informezi să nu fii prost. Și atunci ai fi scutit de a fi prost. Spune Sfântul Panvo, Ava Panvo, de câte ori am vorbit, nu m-am căit. Deci eu când m-am dus în Siestria și cel ce poate confirma lucrul ăsta este părintele Ciprian de la Catedrala Patriarhală, îi mâna dreapta Patriarhului la ora actuală acolo. Da. Când eu m-am dus în Siestria în primăvara lui 88, când am spus că am liceu, nu le-a plăcut cumva de fața mea. Adică n-au agreat ideea asta, nu pot să-mi dau seama de ce. M-am gândit la vremea aia din două lucruri. Să nu fi crezut că o fi vreun infiltrat ceva, sau să nu fi crezut că e vreun spion ceva, sau ce-o fi să venit ăsta cu aerii, cu școală, vrea vreo funcție. Nici vorbă, nici nu m-am gândit la treaba asta. Eu m-am dus la mănăstire exact că mi-a plăcut de Părin Cleopa și am vrut să fiu acolo unii Părin Cleopa. Atât a fost toată chestiunea. Și a spus așa, frăția ta la oi. Și am stat un an de zile la oi. În anul ăla cât am stat la oi, acolo erau doi bătrâni pe care îi pomenesc cu respect. Domnul Dumitru și cu Moș Manoil. De la Moș Manoil, de la fratele la bătrân și credincios și omenos, am învățat eu o vorbă frumoasă. N-o pot uita și totdeauna mi-o aduc aminte. Frace Costică, dacă ai venit la mănăstire, să nu spui nimănuia niciodată ce gândești sau ce te doare. Când te-a întrebat cineva, el vorbea așa cumva muntenește, ca pe acolo până neamț. Să spui că totul e la foarte bine în sus, că cum ai spus că ți-i ghine, îi faci să aibă invidie, dacă îi spui că ți-i rău, să bucură. Lasă-i să moară de ciudă. Și într-adevăr am folosit ideea lui și păstram tot timpul ideea, nu vorbeam, nu mă întindeam cu nimeni la discuții. Și a doua chestiune care mi-a plăcut enormă din gura lui și mă întorc la cal, nu-l lăsăm fără moaște. Da. No, no. Așa. A fost asta. El participase odată la stână, eu eram la rând la păscut oile și se dădus un frate din ăsta nou sau călugăr, abar n-am ce era, nici nu știu cine era la vremea, nu mai țiu minte, că treceau mulți pe la stână, nu li plăcea și plecau la alte ascultări. Eu dacă am stat cu unchii mei în tinereții la stână, cu Ilie și cu Vasile, ani de zile, prin munți, mi s-a părut la stână ceva firesc și normal să iei o carte după tine, să lași oile să pască și să citești. Slavă Domnule, am citit de m-am plictisit, chiar nu mi-au fost deloc urât. Și ăla s-a luat în gură cu bătrânul. Da, bă, ăla a început să-i dea, că Sfântul Părinte spune așa, că Teodor Studitul spune așa, că Vasile cel Mare spune așa, că Cutare Sfânt spune așa. Omul nu era știutor de carte, dar școala înțelepciunii. Da. Și a spus, uite și mai călugări. Eu nu sunt așa deștept și știi ca tine, de-aia știu să pun deștiu pe semnătură și să înscriu numele cu litere de tipar. Dar eu te-o întreba un lucru. Cum să-i explic că mănânci anafură și împărtășanii din potir și din tine iesă drași? Care e explicația asta? Și l-a închis pe ăla, a plecat, nu a mai stat la discuție. Un om cu 3-4 clase cât avea bătrânul. Și m-am folosit mult de lucrul ăla. După ce am împlinit un an la stână, unde am făcut treburi bune, mutam ocoale, aveam grijă de brânză, curățam strungile, aduceam lemne, aveam grijă de oi, făceam reforma, curățam unghii. Eu am terminat liceu agricol din întâmplare. Adică mă poate acuza unul care a terminat pedagogicul, dar eu care am terminat agricolul și chiar sunt un zootehnist convins, nu-mi poate spune cineva ce știu și ce nu știu. Și m-am trezit după un an de zile, era luna decembrie, parcă acum văd un 6 sau 8 decembrie, vine economul la stână și îmi spune așa, a spus părintele că asta stareți să lași oile,
Dar eu știam de ce. Venea vremea de iarnă, când trebuie să te hodinești și poți citi în voia așa bună. Oile mănâncă la stog, le duci numai la apă, le plimbi un pic să aerisească, te uiți să nu feti vă una vreun miel de ăsta primavratic scăpat din întâmplare și hodină la stână. Ei, cum să hodinești omul? Pune-l la treabă. Și mi-a spus, te prezinți la grajd. Și când m-am prezentat eu în grajd la Sihăstria, nu că mă laud, era un Babilon general, erau tot felul de frați care nu-i de judecat lucrul ăsta. Starețul, când vine un începător, trebuie să-l încerce. Dar dăduse tot felul din atângi din ăștia. Unul nu știa să mulgă vaca, o mulgea pe jumătate, unul o bătea, unul nu-i da apă, unul nu-i da fân, unul nu-i da paie. Eu dacă am lucrat în fermă și am gestionat fermă și am făcut servicii în colhoz la mine în sat, în Ceapeu de la Vicov de jos, eu vedeam cum lucră unchii mei, când se dădea tain, se dădea tain, când se dădea fân, se dădea fân, când era mulsul, era mulsul, când era curățatul gunoiului sau periatul vacii, tot era la o regulă, nu făcea așa cum te taie capul. Acolo unul toca sfeclă, unul cobora paie din pod, unul dădea fân din gireadă, unul dădea tărâță, unul mulgea și vacile alea erau hărmălaie. Și eu i-am spus lui stareț, zic, părinte stareț, am o rugăminte. Vă rog să luați toți băieții ăștia, patru de la graj, că eu n-am ce face cu dânșă. Nu mă ajută, puneți-i la orice ascultare. Dar cum, frate Costi, că tu vrei singur să te ocupi de graj? Nu. Mi-l dați pe fratele Vasilii cu care am venit eu odată la mănăstire. Și mi-l-a dat pe părintele Visarion, starțul de la Pojurita, care a murit acum vreo 10, 8 ani, 9, nu știu cât are. Și mai aveam o bătrânică, Viorica, dacă o mai fi trăinț, nu o fi murit și bătrâna aia, care grijea viței mititei, deci sugari. Ea s-a ocupat de sugari. Noi îi dădeam bidoanele cu lapte și ea le dădea cu biberonul, îi grijea, îi păzea să nu facă boli sau ceva. Ea era numai cu puișori aia mici. Și noi eram cu vitele mulgătoare. Erau 28 de vite mari, din care vreo 25 erau mulgătoare, vreo 10 tauri din greșat, că se iestria la vremea respectivă, dădea animale la contract. Trebuia să aibă activitate mănăstirea ca să se justifice că există și trebuia să te dai achizițiilor cum era la vremea respectivă în comunism. Iar eu cu Visarion grijeam tot grajdul în 2 ore dimineața, la ora 5 când ne sculam, dădeam fânul, cât mânca vitele fânul, noi mulgeam, puneam tainul. Dădeam drumul la bandă, era un graj modern, totuși starțul Victorin a fost un tip foarte gospodar, din privința asta n-are nimeni ce să-l conteste. Dacă Siestria este atât de bine pusă la punct cu acareturi și cu tot ce are, se datorează lui starțul Victorin. Dar în schimb era și el peșecher, flegmatic, se ștergea cu tine pe papuci, adică nu era un om recunoscător, era bădăran din punctul ăsta de vedere, te trata cu frit. Aia era genul lui. Și când dădeam tainul, din urmă veneam cu periatul, banda mergea, scoteam gunoiul, făceam curat și numai vedeai cum vacile pică ca popicile și se culcă, hodinite. Hrăniti, băută apă, apa era automată, numai dădeam drumul la adăpători, dar era și o șmecherie. Dai drumul la adăpători să bea animalul și păi închis. Că era vaci care se juca la apă, limpăiau cu limba până vărsa pe jos 20 litri de apă. Aveau și ele nebunea la lor, ca și oamenii. Iar când terminam treaba, puneam o rangă în ușă la grajd și puteai să intri în grajd pe cealaltă parte, prin gospodărie, prin administrație, că era o ușă mică, unde puteai să vezi vacile cu un dorm. Și starțul era super încântat, doar cei care mai trăiesc azi că n-or fi morți, Nifon, Teodosie, Pântinectare, de ăștia mai vechi, de prin Siestria, spunea, băi, în sfârșit mi-a trimis Dumnezeu un înger la grajd. Ei, între timp ne-am mai ciorovăit noi, că au trecut 2 ani și eu rămâneam tot la grajd, adică era cea veche poveste. Bă, părinte Cleop, au stat 10 ani la oi și i-am zis odată, părinte stareț, noi suntem 100 de călugări aici, dacă eu stau 10 ani la oi, cum o sta părinte Cleop, aș vă 10 pe la vaci, când le pică rândul și lași la alt să vadă vaca sau oaia prin mănăstire, trebuie să trăim vreo 2000 de ani să treacă tăți prin ascultări. Ei, și nu i-a picat bine că eu am mai sesizat că adică cine e prost stă și muncește, cine e șmecher se orientează. Și erau fraze ăștia care veneau cu sfaturi, vai, frate, pe mine dacă m-ar pune la vaci aș face cu dragoste, dar ce vreau eu să facă cu dragoste la graj, că eram eu și știam cum să coordonez. Făceam injecții, știam că-mi fată vaca, știam ce trebuie să faci cu vițelul, știam ce mâncare să-i dai, ce să-i dai că-mi fată, făceam injecții, luam sânge. Am furat din mănăstire, din capul meu, scânduri și am dus pe deal în munte și am făcut
Cursa Ivan, că stăteau vacile în ploaie și le ploa câte o noapte întreagă. Bineînțeles că după ce m-au prins și-o șters cu mine pe jos și-o dat seama că ideea mea e bună, a făcut un saivan frumos, profesionist, cu podea, cu acoperișuri, adică ceva la standard. Dar n-avea pornirea asta, nu era chiar luminată în toate. Că spunea ei, dacă plouă, îți bagă vaca sub un copac. Dar ieși mă ta în chelea goală și stai noaptea sub un copac, o noapte în ploaie, îți văd cum te sunt și ce lapte dai a doze. Adică erau niște chestii de administrație, care bineînțeles că primea sfatul și după aia le punea în aplicare. Iar legat de cal, că am ajuns la nivelul calului, era un căluț roib și unul sur. Căluțul roib l-a luat un derbedeu, dacă mai trăiește și astăzi, Nicolae Durbală îi spunea. O scos calul din graj, că noi grijeam caii, grăjdare aveam grijă de ei. Starețul iubea caii și chiar ținea la ei și era drag să fie cai la mănăstire. Și îi foloseam, aduceam resturi de la bucătărie, rumeguși de la atelier, lemne de la moară, duceam mâncare la stână, te plimbai cu ei când mergeai într-un control, dacă avea nevoie starțul să ia în șaretă și pleca cu calul, adică erau necesari. Și derbedeul ăla într-o vară, era un iunie, iulie, se făcea fân, a luat calul, l-a târât prin groapa vacii toată ziua de dimineață până seara, o scărat căpiții cu el cum se cară la munte cu funea și cu drucul, bagi drucul pe sub căpiță și o legi cu funea de la un capăt la celălalt și o duci unde ai nevoie, sclădești. Și la urmă a dus calul așa roșu, plin de spume și de apă, cum era și cu avea, putea să dai spuma de pe el jos cu mâinile, era așa ca baloanele de săpun. L-a dus la fântână la părintele Paisie și l-a adăpat cu apă reșe de izvor și l-a prins calul. Eu i-am făcut la calul ăla medicamente o vară întreagă. La vremea respectivă nu era medicamentația modernă de acum. Se lucra cu penicilin, cu efitard, cu tripedin, era primele forme de medicamente veterinare. Dar de obicei caia prins nu prea să mai vindică. Adică calul este un animal, când e distrus plămânul, mai auzăm niște leacuri băbești, că să-i dai făină prăjită, ulei încins, răcit, că îi poate, n-avea nicio treabă. Și calul o slăbit, și odată când veneam cu lapte cu el, trebuia să-l duci ușor la pască, dacă îl obosea imediat, scotea foc prin nări, se vedea că nu mai poate face. Tușă, cum tușesc oamenii care au tusa sacă, când îi spunem noi că îi măgărească. M-am dus la stareț și i-am spus, părinți, să știți că calul este foarte bolnav, noi nu-l mai putem folosi. Dați-mi-l la stână să am grijă de el acolo, o să-i iau grăunț, o să-i dau tărâț, o să-i fac injecții și nu-l mai dați la folosit în mănăstire, pentru că nu poate să mai facă treabă. Ia-l-mă! L-am legat de șaretă, l-am dus până în deal la stână, i-am făcut acolo un pardos din două scânduri și două table mari să nu-l bată soarele în cap și el stătea pe lângă colibul unde era vitile acolo și îi dădeam tăin dimineața, seara, dar plămânul tot s-a uscat în el, cum era aprins, e cum ar fi tuberculoza sau cum ar fi TBC-ul, asta e boala, așa se explică în termeni filozofici. Și într-o zi am văzut că a dispărut calul de la colibă. Zic, bă, ori l-a luat un urs, ori l-a furat un om. Ceva s-a întâmplat. Și am umblat toată după amiaza aia și am căutat calul. Ca orice animal care are bun simț și are demnitatea, pentru că calul e ca un om, e ca un viteaz. Calul s-a retras ușor în păduri, cum s-a putut el s-a tărit și s-a băgat într-un fel de șorac, într-un părău și s-a înfipt într-un smârc și a rămas acolo și a picat jos. Neștiind el o zi, toată ziua și până a doua zi, când m-am dus, ce am constatat? La munte este o taină care nu ține de legile naturii. Corbii l-au simțit că e cadavru și s-au dus și au scos ochii. Aoleu. Și eu m-am dus seara și am vorbit cu starțul și i-am spus: părinte, ce facem cu roibul? Că zic, uite, a plecat de două zile de la stână și ieri l-am găsit într-o râpă, târât cum a ajuns acolo, zic, nu-mi dau seama. Acolo în râpa aia, zic, și cu corbi, ochii scoși de corb, zic, nici nu mai vede, are rost să-l mai lăsăm să chinui? Și o zic, tu ce zici? Păi zic, n-are rost să vorbim cu pădurarul să-l împuști, că zic, l-a legat pe undeva și a mai târâși urșă pe acolo, să nu vină urșă în vârful dumesnicului, nu te joci acolo la răscoale cu animalele în mijlocul pădurii, mai ales că e zonă sălbatică, să sunt sălbăticiunile hoit. Sângele, da. Și am luat celălalt cal sănătos și l-am tras ușor din smârcul ăla,
Și l-am dus undeva, era un părău, se numea Iepărie, și l-am lăsat acolo la poala părâului, că acolo erau drujbari, oameni, tractoare, mișcare, nu erau sălbăticiuni. Și acolo i-am pus un ac în gât de asta de seringă gros, ca să-i curgă tot sângele din jugulară, să scurgă, ca să nu se mai chinui, să termine viața din el, adică să-și dea drumul la, să-și dea drumul la viață, să nu mai stea să gâfâie acolo în nămolul ăla. Și în felul ăsta calul a avut și el sfârșit. Ei, când eu am plecat de la Siestria și nu i-a convenit că am plecat, că într-adevăr am vrut eu să plec, n-am vrut să mai stau, pentru că am văzut că nu e egalitate în dreptul, cum se spune, unui șmecher, unul nu-i șmecher, da. Sau unul folosești pe unul ei din naiv. Am plecat la mănăstirii la Dragomirna, la Maici, m-a cerut stareța de acolo. Și în urma mea au scos povestea asta că eu am omorât calul și de asta am plecat. Adică o chestie de prost gust. Eu nu i-am spus niciodată, nici nu l-am căutat să întreb de ce. Îl pomenesc cu respect la parastase, îi port grijă tot timpul când e vremea de mormântare, pun colac, mă rog, m-o călugărit, e starițul meu, nu, eu nu port pică. Dar o scos prostia asta cu calul și cel care a amplificat-o e ăsta care a fost exarh la trei erarhii, un om mărunt de 2 lei, Clement Haralambi, el a făcut tot circul ăsta, ce treabă avea el cu calul de la Siestria, dacă nu m-a întrebat pe mine să afli care e adevărul, are Pavel o vorbă, legea noastră judică fără să asculte, dar ascultă întâi părțile despre ce e vorba și după aia te apucă și scrii prostii pe net și prin tot felul de hârtii. Da. Acum ei au mai cioplit hârtia aia. Că-s mason, că-s securist, că-s vândut moscovic, că-s arhiereu pe vechi, că-s caghebist, tot felul de prostii era scris în ea. Acum o mai am văzut-o pusă pe site-ul Bazilica, e un pic mai ajustat, așa pare mai uman o leacă, dar e rămas acolo așa un fel de ghimp în frunte ca să lovească sub centură. Ce a zice, poate în felul ăsta nu l-or mai băga oamenii în seamă. Noi trebuie să arătăm ce fapte avem, nu ce vorbesc alții, că vorbile vin și trec. Am stat la mănăstirea Dragomirna un an de zile, unde am găsit altă belea, o mănăstire frumoasă din timpul lui Miron Barnovski, făcută de Anastasie Crimca, unde erau câteva măicuțe bătrâne și câteva slugi tinere. Și dacă am văzut că am succes la public și oamenii vin la biserică și mă caută, am propus și eu o treabă în sfetelor, hai să facem viață de obștie, că în Siestria așa era. Și am pus masă de seară, masă de dimineață, mai dimineață, la 11 să mânca după Sfânta Liturghie, pe la 10. Și seara înainte de vecernie sau după vecernie. Și am umplut hambarul magaziei cu tot ce trebuie, cum era atunci. Orez, zahăr, făină, valuri de pânză pentru fetele alea când aveau cu ce să îmbrăca, cu ce să încălța. Și s-o mărit obștea, s-o strâns la vreo 38 până, cât, într-un an până am plecat de acolo. Tot au venit fetișoare de astea, că aveau chemare. Am pus masa de obștii, slujba de obștii. Eu am zidit un grajd, am reformat vitile, oile, erau harababuri acolo în gospodărie, te durea mintea. Vreau să spun că în momentul când am plecat de la Dragomir, la vacile erau mai curate, poate ca oamenii. Deci le grija măicuțele alea, le-am citit din Teodor Studitu, zic, uite ce spune despre animăluți. Și erau și ele mulțumiți, el era drag. Dar mă rog, pentru o învârteală cu episcopul, mi-a explicat că sunt prea tânăr și că nu pot să stau acolo la maici și mi-a dat flit. Nu m-a deranjat, că eu am plecat înapoi la Siestria și unii cred că am ajuns. Ca drept dovadă că eram rău și criminal. Înapoi la stână. Mi-a zis starțul, bine că ai venit, că am nevoie de om la stână. Și am stat din 6 mai până în 26 iulie numai la stână. Și am prins un an ploios. Ai cuvântul meu, n-a fost o zi cu soare. Nu știu dacă am prins în mai, iunie și iulie, în 3 luni, 2 zile să nu plouă. Așa de ploios a fost anul ăla. Și totuși mie nu mi-a fost urât, că dacă eu am fost învățat cu oile, pentru mine nu era ceva deosebit. Și toamna ne-a mutat la Dragomir, la Bârnova. Am deschis mănăstirea Bârnova asta de lângă Iași. Unde tot așa am stat și ne-a dat Dumnezeu un stareț foarte de mare valoare. Nu mai spun mai mult și de ajuns. Nu-i plăcea slujba, nu-i plăcea biserica. Deci ca să vezi cât de rău eram. Mă sculam la 6 și grijeam gospodăria. Mă duceam la strană. Făceam liturghia. Aveam 13 hectare de pământ. Îmbrac, încalță călugări, ai grijă de ei. Și tot ei erau ofticați.
că aveau Dobrovățul deschis și era pustiu, avea Tărâța la vremea aia deschisă și avea 2-3 călugări și că de ce noi suntem 17? Dom'le, dacă faci ce trebuie, călugării vin, dar dacă tu tratezi călugării ca pe vite, normal că nu-ți vin. Și atunci încet, încet l-a adus pe starițul actual, nu contează cum îl cheamă, că n-are rost, și a reușit să-i împrăște pe toți. Bine, că i-au ajuns toți oameni bine, pe unii îs. Eu am avut grijă de ei, umbla la școală, îs călugări, îs preoți, au avut Dumnezeu grijă de ei. Dar bârfile au continuat înainte, că bârfile nu le poți opri, știi, cum gura omului fără măsură, nici pământul nu poate să o oprească. Numai persoana care nu realizează sau nu muncește are timp de bârfă, adică numai cei care nu realizează. Nu poți vorbi din faptele tale, trebuie să discuți faptele altuia, dar dacă ar vedea cum se ține o mănăstire, dacă ar vedea cum se ține o mănăstire, doar Bârnova era o dărâmătură. Eu mi-aduc aminte odată o singură expresie. Este episcopul ăsta nou de la București, Timotei Snagoveanu, sau nu știu cum îl cheamă, bar, n-am citit titulaturare. Și el era exar cultural. Dacă e de la Iași, venit. Da, de la Iași, păi, da, ea nostru, de aici, din Iași, și-i plecat la București. Și-a venit odată prin Bârnova și tocmai ploua și era o mizerie, era, știi cum, era ca în iad era acolo și pe șardacurile alea curgea prin streșnile alea, că era toate pudră de cărpite cu carton, reparate, cum s-a putut, că era monument istoric, n-aveai voie. Da. Și iese pe cerdac și era cu cineva, cu aghiotantul lui, cred că șoferul. Și-a zis, zice, părinte stareți, oare cum stau, sau, cred că așa i s-a adresat, oare cum stau ăștia aici în mizeria asta? Și el cum e el, așa că el e un om și blând, dar și simandicos. Tată, eu n-aș sta o zi de călugărie în locul ăsta. Ăștia sunt mai ceva decât martirii. Eu nu știu cum stau ei în mizeria asta aici. Dar n-aveai ce faci. Că dacă n-ai era deschisă mănăstirea și ți-a dat o primire, trebuie să stai acolo să ai grijă de ea. Nu puteai să pleci de nebun. Dar nou când ne-a dat mănăstirea, cu scopul ăsta ne-a dat-o, Victorin, tot ca să râdă din noi, ca drept dovadă că n-a fost serios până ultima clipă față de mine, care eu am fost domn față de el. Eu spus mitropolitul de atunci, a patriarhul de acum, să ne dea o vacă. Da. Și când ne-am dus, o spune, tată, după aici mănâncă atâța călugri, atâta obște, luați-vă și voi o jițică. Și am luat o jiță, nu știu dacă avea 200 de chile, 150 de chile. Și îi spune la mitropolit, tot ca să bage vrajbă, da, da, dacă mitropolitul era mare, starțul era mare, nu aveți de a-i dreptate mie. Și vine mitropolitul cu o farcă în șer și cu una în pământ și se spune, ia-ți văd vaca care a luat-o din Siestria. Și îi spun la un băiat, zic, du-te mai și mână ghițica și aia să vii în o gradă ca să o vadă. Păi știa pe acolo după un șop, după biserică, pe era niște bălării. Și cum, asta e vaca care v-a dat-o? Da. Și aici s-o dat de gol, că a zis că, măi, dar mie, părinți tare, Victorin, mi-a spus că i-a luat și mai bună vacă din graș. Păi zic, dacă ascultați stătii bârfile, zic, poate așa o să vă dați seama că sunt oameni din nimic. Adică l-am atins și eu, nu l-am lăsat nepunctat. Dar a rămas așa ca în tren, nu a mai avut nimeni grijă. Și după aia am mai auzit iar o bârfă de 2 lei care nu dau doi muci pe ea. Eu în mănăstirea Vărate, când 35 de ani de călugărie, poate am călcat de 2 ori în viața mea, dar în vizite. Odată m-am închinat, am un bătrân la moaștirii lui Moș Gheorghe Lazăr, pelerinul, care e canonizat așa. Ah, cu ocazia când a murit maica Tomaida, mama părintelui stareț, atunci am fost și eu la Văratic odată. Și a mai fost odată la Văratic prin 90, când o maică de acolo a venit la noi, la mănăstire, la Dragomirna și cânta la strană. Era bună cântăreață, cânta excepțional de frumos. Și am adus-o noi de acolo, de asta parte, când era o cântăreață ca lui. În rest, n-am călcat în viața mea prin Văratic. Și aud niște bârfi tot așa pe aici, pe acolo. Că m-am dus eu prin Văratic cu nu știu cine, cu Justinian și am străcat acolo rânduiala și am făcut tulburare. Eu nici nu știu cine e stariță, nici nu știu cât iau în obște, nici nu știu cine e duhovnic, nici nu știu cine le comandă, nici cine le conduce. Acum știu cine e stariță. Starița asta, Iosefina, care este, că am văzut atunci la moartea la mama părintelui stariț. Dar eu asta n-am călcat în viața mea prin Văratic. Dar bârfii de astea împrăștiate, eu mereu am spus, mulțumesc lui Dumnezeu că am mai mulți îngeri păzători, că eu nici nu știu despre mine tot cât știu ei de bine. Adică la situații de genul ăsta trebuie să stai liniștit. Mulțumesc lui Dumnezeu, n-am dat niciodată nici drept la replică. Acum, cum ai provocat, le-am luat-o Trebuie, că informația aceea...
Ce lucruri repede și e păcat ca niște mucoși care... Nu, să ne folosească cine vrea și să spele pe cap cu ele. Pe mine asta nu mă afectează, pentru că eu știu că nu e corect. Eu, dacă mă duc la judecată, trebuie să dau răspuns de trei lucruri. Că mi-a mai rămas pravilă nefăcută, poate puteam să fac și mai multă pravilă și n-am făcut-o, poate puteam să fac și mai multe lucruri bune și nu le-am făcut, dar să mă acuză cineva de erezie, să mă acuză cineva din neascultare, să zică că n-am, totdeauna am făcut cu dragoste, mie mi-a dat Dumnezeu îndemânare și orice mă pui să fac, aia pot face. Și mie nu mi-e urât. Eu n-am stat la mănăstire nici ca să treacă ziua, nici ca să treacă viața. Oriunde m-am dus, am bătut un cui, s-o cunoscut în urma mea. Ăsta e stilul meu, n-am astâmpă, trebuie să fac ceva. Dar ca să mă judece pe mine niște papagali de ăștia care n-au luat bacalaureatul, chiar mă pufnește râsul. Adică ești tu mai prost și mai slab de minte dacă te cobori la nivelul lor să dai explicații sau să stai să intri cu ei în polemică. N-are absolut nicio treabă, nici nu mă privește. Dar răutățile astea, între oameni, îți firești. Eu am trăit o chestie mult mai urâtă și am zis așa, bă, dacă mă apăr, cel ce se scuză se acuză. Ia stau eu în banca mea și te las să vorbească ce ori vrea ei. Da. Și după aia și-o dat ei singur seama că o vorbi să n-adoarmă și s-o opri tot singur, da? Niciodată nu m-am dus să-mi cer drepturi sau să mă duc să plâng pe la ușa cuiva, vai, cât te rog să mă ajuți, că nu știu ce. Nu știu cine mi-a zis acum într-o zi, am avut o discuție mai de asta așa și mi-a zis: părinte, cu ce v-ați ales că a stat 35 de ani la mănăstire? N-ați avut o funcție, n-ați avut o cruce, nu v-a dat un grad, frate, să nu mă aleg cu iadul, că dacă mă aleg numai cu o cruce și cu o funcție, aia este când ai crăpat, le bagi în ladă, le pui la subsol. Alea rugine. Dar dacă m-am ales cu iadul din toată povestea asta, atunci chiar degeaba am stat la mănăstire. Chiar asta e cea mai importantă problemă. Că la călugărie mi-a dat cruce la gât și funcții mi-a dat. O să studi acum, ești înger în trup, ești serafim și heruvim, duși zboară în șer. Da. Eu v-am întrebat așa, ca delectare duhovnicească, știți? Că nu, ca delectare. Eu ți-am povestit-o la modul serios. A fost o bârfă amplificată. Dușmanul meu numărul unu în istoria bisericii a fost acest Clement Haralambi, care nu m-a suportat niciodată, nu știu ce dracu a avut în el, nici eu n-am avut treabă cu el, l-am evitat tot timpul, nici n-am vrut să stau de vorbă, nici nu l-am băgat în seamă, tot timpul l-am tratat la distanță, adică dacă era el, eu plecam, nu stam la discuții, că știam că n-o scoți cu el la capăt. Dar era infiltrat de starițul meu, că erau prieteni, și toată ziua emitea hârtii. Cred că nici tonomatul de cafea nu emite atâta cafea cât e hârtii. O vomitat el de-a lungul timpului. Dar eu niciodată nu m-am dus să-i cer explicație și nici nu m-am dus să-i cer scuze sau să-mi dau note explicative. Dacă m-ar fi chemat mitropolitul, da. Am fost odată în audiență la stăpânul mare și a fost fair play. N-am ce să spun. Adică chiar și-a arătat atitudinea de un șef vertical. S-a dus starețul meu să îi spună mitropolitului că eu fac ascultare cu mândrie. Mitropolitul o râs. Că e om. E de râs cum lui. Da. Ceva serios. Și-a zis, măi, Paisie, ce să-ți spun eu? Nici eu nu știu ce să spun la faza asta. Exact așa i-a zis mitropolitului. Și atunci m-am băgat eu cu vorba. Zic, da, întrebați-l pe părinți stareț. Cum se face ascultare cu smerenie? Smerați un model ceva ca să văd. Păi tu te plimbi toată ziua cu mașina, ești dus hai-hui, ești termin facultatea, ești student, te duci la examen, mergi când vrei, vii când vrei. Prostul stăja are grijă de pământ, de mănăstire, de obște, de lemne, de mâncare, de haine, de slujbe, de spovedii, de împărtășiri, de bani, de tot ce era nevoie în mănăstire, dar era făcut cu mândrie. Păi na, frate, nu pot să fiu smerit, n-am găsit izvorul ăla din care să mă adapt să fiu smerit. Și mitropolitul ăsta ne-a cântărit așa, s-a uitat o leacă la amândoi și a zis, voi cred că n-aveți treabă la mănăstire. Exact. Da. Și mai, era așa cum ați în minte, 13 februarie 1999. Aia a fost ultima audiență, de atunci nu m-am mai dus, pentru că am văzut că totuși la vremea aia mitropolitul gândea normal, n-avea ceva ieșit din comun. Și a zis așa, băi, Paisie, sunteți amândoi din Siestria? Sunteți amândoi și aici lui părinte Cleopa, ați mâncat așa și pâini și cu voi. Mergeți mă la mănăstire că vă faceți de râs.
ei nu au avut astâmpări, nu s-au putut liniști. El a avut în continuare și aceeași nebuneală să o ducă până l-a scos din papuși. Mitropolitul a văzut că n-are cu șinii, l-a dat pe mâna lui și-o zduit la Clement și Clement a început să mă călărească, să mă terorizeze. Deci dacă n-ar intra în rai, cred că numai de treaba asta n-ar intra. La cât rău mi-a făcut. Da, eu îl pomenesc, e de Dumnezeu minte. Când dacă vor la nivelul lui, riști să ajungi ca el. Sigur. Mai aveam o curiozitate înainte, după care luăm întrebări. Mulțumim celor care au răbdare să ne asculte, dar eu zic că e savuros. Nu, e o chestie sinceră, pentru că dacă tot circulă bârfile, să se știe că-s bârfi. Că doar dacă nu uităm topisețul țării Moldovei, vom vedea două lucruri care sunt firești, adică să nu credeți că întâmplarea asta din 99 până în 2009, că 10 ani au durat tot circul ăsta. Da. 10 ani au durat, 9 zile. Din 99 până în 2009, până ce a venit mitropolitul actual și s-a pus pace și liniște. Deci, dacă deschizi letopisețul țării Moldovei, găsește așa, un cronicar care spune despre Ștefan Vodă. Și a fost Ștefan Vodă un om care l-a iubit tot norodul. Mult a plâns poporul după el și l-a petrecut cu multe lacrimi până la Putna, la locul cel de veci. Avea și cronicari care nu îl suporta. Om mânios, de grabă văsa sânge, fără județ, fără judecată, de grabă tăia. Om aspru. Deci, vezi? Fiecare te caracterizează, depinde de ce îl frământă pe el atunci. Sigur. Atunci cum să-i explici unui om? Băi, vezi că n-ai dreptate. Dreptatea e la Dumnezeu, nu-i pe pământ la oameni. Sigur. Atât o curiozitate mai aveam, care tot așa îi frământă pe mulți. Părinte, sunteți ecumenii sau nu? Dar ce ar însemna ca să fiu ecumenist? Eu consider așa că am 35 de ani de când încurc mănăstirea, poate n-am făcut bine sau trebuie să fac altceva decât ce am făcut, dar afară de liturghie ortodoxă cu 5 prescuri, afară de crez ortodox, afară de ceaslov, afară de acatistier, afară de psaltire, afară de scriptură, afară de viețile sfinților, afară de filocalii, n-am citit alte cărți. Deci nu m-am dus nici la rugăciuni comune să zică, bă, uite, l-au văzut la rugăciuni comune. Nu m-am dus nici la nu știu ce ritualuri, nu știu unde. Nu m-am dus la nu știu ce întâlniri cu nu știu cine. Nu m-am dus la nu știu ce conferințe. Ar avea dreptul să mă judice dacă aș fi în vreun consiliu de ăsta mondial, cum se duc episcopii sau ăștia mai mari ai bisericii, unde sunt trimiși și profesori, teologi, să dezbată, să întoarcă. Dar și chiar dacă m-aș fi dus până acolo, să spunem prin absurd, asta nu însemna că m-am dus acolo și m-am lepădat de credință sau am dat hârtie în scris că nu sunt ortodox. Nu. Asta sunt tot niște vorbe. Eu știu, spun o vorbă și nu o spun cu răutate. Dacă nu ești cu Petru Vodă, ești împotriva ortodoxiei. Amin. Și eu lucrul ăsta i-am pus punct dintr-un motiv foarte bine întemeiat. Pentru că îl respect pe Părintele Iustin și mi-a fost duhovnic 10 ani. Am păstrat întotdeauna tăcerea și am preferat să nu vorbesc niciodată nimic. Am pus punct și am încheiat și n-am întins discuția. Dar m-am simțit deranjat total, sufletește, de un singur motiv. Și ăsta a fost cuiul care a pus vârful la toate celelalte. Părinte Iustin fiind în vârstă și având acolo foarte mulți călugări cu influență în jurul lui, i-au băgat tot felul de prostii în urechi. Și la un moment dat, eu știu, o cedat ideilor. Și n-am mai putut să pun punct la chestia respectivă, dar nici n-am vrut să o dizbat. M-am trezit chemat la părintele Iustin și mi-a zis așa, mă, să vii până la mine, că avem o treabă. Eu am crezut că cine știe, vreo treabă ceva, de organizat ceva, de făcut ceva. Și când ajung la el, îmi spune așa, cine crezi că era la mijloc? Tot exarcul ăsta, Clement Haralambic, nu era altcineva la mijloc. Părinte, să știi că trebuie să-mi răspunzi la o problemă foarte importantă. Da, părinte, dacă știu, îți răspund, că nu știam despre ce e vorba. Mai uite, mai a venit la mine exarcul ăsta a mănăstirilor și a spus că tu ești episcop vechi. Și eu m-am uitat la el și am zis, părinte, zic, dumneavoastră v-auziți vorbind? Sunteți părintele Iustin, zic. Zic, am o întrebare. Lumea spune că sunteți văzători cu Duhul. Lumea spune că sunteți făcători de minuni, că vedeți înainte.
Uitați-vă așa bine la mine, așa la fața mea și la mutra mea. Am eu față de episcop? Par eu a fi altceva decât ceea ce sunt în fața dumneavoastră? Băi, știu eu ce să zic, să știi că tind să cred. Părinte, zic, ori nu vă descoperă Duhul Sfânt, ori nu vă bate bine acul înainte vedere. Cum puteți să credeți, părinte, treaba asta? Dar vin la mata din 99, nu vin de ieri de azi și suntem în 2008. Cum puteți să credeți așa ceva? Păi, eu știu. Și aici a fost punctul care a pus punct și am pus punct. Păi știu eu ce să zic, mai la mândria ta și așa cum ești tu, un om iute și așa, mai mă gândesc că te-a dus păcatul să faci treaba asta. Zic, părinte, dar astea se fac în beși. Exact. Nu trebuie să te hirotonească într-o biserică. Nu trebuie să fie niște acte, niște documente. Semnează un parlamentar, un deputat, un președinte, doar nu te ia de pe stradă și te faci episcop noaptea în beși și a doua zi ești episcop. Sigur. Băi, nu știu ce să cred, măi. Măi, tind să cred că ar fi adevărat. N-am spus nimic. Atât am zis, părinte, cred că e cazul să-mi caut alt duhovnic. Și eu din ziua aia n-am mai călcat prin Petru Vodă. Iar dacă n-am mai călcat prin Petru Vodă, am devenit și penis și eretic și toate prostiile, dar nu mă interesează. Sunt ortodox. Când a venit mitropolitul nostru, stăpânul de actual, primul lucru care m-a întrebat în audiență, asta m-a întrebat, părinte. Mărturisește-mi sincer sub omofor. Ești sau nu ești episcop? Preasfințite stăpâne, înalti mitropolit, înaltul pimen m-a făcut diacon în 20 octombrie 1990, iar în data de 18 februarie sau 16, că am și uitat și eu, era într-o miercuri, se poate vedea în calendar când a fost miercurea în februarie 16 sau 18, Prestu Calinic în Catedrala Mitropolitana Iașului m-a făcut eromonah. Eu alti gradi pe mine nu am, n-am umblat după ele, nu mi-a trebuit, nu le-am căutat. Deci eu așa ceva n-am făcut în viața mea și nici nu m-a dus mintea să fac așa ceva. M-a crezut și tot terminat circul, adică omul a fost fair play din prima. N-am avut ce să mă îmbat capul, că nici n-am mai auzit pe nimeni vorbind vreodată de treaba asta. Dar cine o scos-o, de unde o scos-o, de ce o promovat-o sau de ce o tot pistonat și o bătut hadaragul pe ea, nici eu nu știu. Ei, oameni care nu au ocupație, care nu fac nimic serios la viața lor. Și am întrebat și eu ecumenist și caghebist și vândut și satanist și cum ar mai fi vrut să zic că n-ați poți să le faci, poți să oprești omul. Să le dea mântuire. Da, păi, deci, eu așa zic că sunt pur ortodox. Părinții mei au fost ortodoxi, bunicii mei au fost ortodoxi, unchii mei ortodoxi, mătușile mele ortodoxe, verii mei ortodoxi. Nu văd eu nimeni aș trage altă rădăcină decât cea ortodoxă în care trăiesc și acum. Sigur. Și pe noi ne-au făcut un canal ecumenist, mason, deși transmit în mai sunt. Eu nu știu ce ați vorbit voi pe acolo sau cine ați vorbit, asta e treaba canalului vostru. Sigur. Dar eu consider că niciodată predicile mele sunt pe net, le vede oricine, sunt pe pagina mea, le vede oricine, le țin în biserică, în fața amvonului. Părinți stariți îmi spune, părinte, azi vorbești, nu vorbesc eu, ni-i întrebat. Exact. Este profesorul nostru de teologie care l-ai avut și tu, care vorbește când e rândul lui, vorbești părinți stariți când e rândul lui, dacă e un invitat, dacă e o slujbă de asta importantă, vorbește cine a venit important. Și când îmi spune el, vezi că mâine vorbești, mă duc și vorbesc, eu nu mă duc acolo și mă bag eu așa ca păduchile, că vreau eu să vorbesc. Dacă mă puni vorbesc, dacă nu mă puni nu vorbesc, nu sunt supărat. Nici când vorbesc, nici când nu vorbesc. Păi aveți treabă, la câți oameni l-ați povedit, cred și eu. Adică nu e vorba de asta. Eu n-am făcut niciodată un, să spun eu, nu știu cum să spun, ceva, o aureolă din faptul că vorbesc. În Scriptură spune clar, fericiți cei ce ascultă cuvântul Dumnezeu, dar sunt fericiți cei care îl fac pe el. Poate că eu, dacă ar trebui să fac tot cât am vorbit, deja să-mi ia de mult. Pentru că n-am făcut tot ce am vorbit, am învățat pe alții, dar n-am făcut eu de ajuns. Așa este. Bun, mă bucur, mulțumesc că ați lămurit curiozitățile acestea. Nu neapărat că am lămurit, dar ca să știi că sunt prostii și povești, nu se pune problema. Și mă bucur că sper că oamenii s-au folosit, au auzit și cum se cum era înainte. Nu asta vreau, dar am avut și eu una dușmanii mei,
cum să-ți explic, orice om, n-ai dușmani, n-ai valoare, nu știu cum să spun. Exact. Bun. Da, băgătorii mei, îngerii mei păzitori, căreia mulțumesc Dumnezeu și să-i ții sănătoși pe toți, să-i ducă rai, ca să ne întâlnim acolo, să nu mai fii egoiști. Exact, să fii pace și liniște. Bun, haideți să luăm întrebări. Mulțumim celor care ne urmăresc și au avut răbdare până acum. Haideți să trecem direct la treabă. Întreabă cineva, spune că se roagă, citește rugăciuni, citește psalmi, însă are o perioadă în care este ispitită de gânduri, de gânduri de hulă, de care vin de obicei seara. Ce ar putea să facă? Ăla așa se și numește, dracul hulei. Ăla este dracul hulei. Și când apare acest demon, nu trebuie să te lupți cu el și nu trebuie să stai să gândești. Oprești rugăciunea, oprești tot, ne arată filocalia. Și începem să spunem rugăciunea: Împărate Ceresc sau Doamne Iisuse Hristoase, Fiule și Cuvântul Dumnezeu, miliește-mă pe mine păcătosul. Și în momentul acela el o să dispară. Nu trebuie să fii tulburat, nu trebuie să fii supărat. Da. Întreabă cineva, o domnișoară, părinte, ca adolescent, ca adolescent mă poți povedi și împărtăși din 40 în 40 de zile? Anul acesta sigur că da. Dacă ești curat și nu se întâmplă nimic trupește, poți să o faci la 2 săptămâni, cu postul de lunea, miercurea și vinerea, ca să fie 3 zile de post consecutiv, dar să fie împărtășit într-o zi de post, sau sâmbătă dimineața, sau nu știu cum e programul respectivei persoane. M-a întrebat cineva, ca să nu sară întrebarea, ce rugăciuni să citească că se apropie examenele, bacalaureatul pentru luminare? Mai tare ca Paraclisul Maicii Domnului sau ca Sfântul Spiridon sau ca Sfânta Ecaterina, luminătoarea studenților. Da. Bun. Întreabă cineva, este păcat dacă ascultăm Sfânta Evanghelie și în alte zile în afară de Sfânta Duminică? Păi cum să fie păcat dacă noi avem canon de la preotul care ne spovedim să citim zilnic un capitol din Noul Testament, care e Sfânta Evanghelie? Da. Chiar, părinte, dați-ne niște sfaturi. Cum să citim Scriptura? Cum să o abordăm? Cum să... Vechiul Testament ca pe o istorie a faptelor trecute, pentru că nu o să-l înțelegem, ăla îl înțeleg teologii, preoți care lucrează cu Vechiul Testament, știu ce înseamnă prorociile, știu ce-i cu ele, cum trebuie folosite, ce reprezintă. Dar creștinilor noștri ortodoxi, cei obișnuiți de rând, le recomand cu foarte multă căldură Noul Testament, pentru că este cel mai ziditor de suflet și să nu li scapi epistola către Tit și către Petru, care e anume pentru creștini, și epistola către Iacob, care este epistola faptelor bune. Da. Bun. Le reamintesc celor care ne urmăresc să se aboneze, să dea like și să lase întrebări în secțiunea de chat. Încercăm să mergem repede prin ele ca să abordăm cât mai multe. Întreabă cineva, cum ne putem pregăti în seara dinaintea zilei de post, miercuri sau vineri? Este o rânduială specială sau... Nu. Putem bagi în pat, citești rugăciunea serii, te culci, te trezești mâine dimineață în zi de post, te-ai spălat pe față, zici rugăciunea dimineață, postești cât poți, până la 12, până la 2, până la 3 și ai pus punct. A trecut ziua de post, ia gheaz mare sau anafură, apoi consum mâncarea de post vegetală, fără proteină animală, lapte, carne, brânză, ouă și joi dimineață când te trezești mănânci mâncarea de dulce, cealaltă care conține proteina animală. Da. Iată încă cineva care are gânduri de hulă și vrea să scape de ele uneori seara. Cum puteți lupta cu astfel de gânduri, de atacuri demonice? Păi nici într-un fel. În primul rând trebuie să vedem ce avem în minte. Uneori hulile astea nu vin la întâmplare. Poate ești mai începător în ale credinții sau ești puțin necunoscător în ale credinții și diavolul abia așteaptă să te faulteze ca să te facă să nu deschizi cartea de rugăciune. Eu consider că rugăciunea către îngerul păzitor este prima dacă vrei să insiști în război cu el. Citește rugăciunea către îngerul păzitor, canonul de pocăință, și diavolul va fugi ca un disperat. Da. Bun. Întreabă cineva, superstițiile sunt reale? Adică sunt doar invenții? Sunt reale dacă le practicăm și sunt ireale dacă nu credem în ele. De exemplu, am și eu o superstiție la care țin și de câte ori văd un om că iese cu o găleată plină, fac cruce și zic, Doamne ajută, și în ziua aia mă simt mai bine. Dar nu știu de ce. Cred că e o superstiție, că nu e o dogmă. Da, da. E moștenită din copilărie sau de la... Așa am prins-o de când eram eu, de când mă știu eu. Sau dacă se întâmplă ceva rău și în ziua de azi, dintr-o neatenție,
Băi, bate în lemn să nu se întâmple ceva rău. Și fără să vreau, ori bat în bordul la mașină, ori bat în sticla la geam. Nu știu de ce. Bun, întreabă cineva, sărna părinte, vreau să citesc acatistul Maicii Domnului Potirul Nesecat pentru patima beției, pentru cei din familie și prieteni. Cum să-l facă? În zile de post sau zilnic? De obicei să citești în zile de miercuri, luni și vineri, iar în zilele de marți, joi, sâmbătă și duminică să citești acatistul Bunei Vestiri. Și pe lângă acatistul ăsta, mai poate citi altele pentru patimă? Psaltirea, psalmul 37, 67, psalmul 142, psalmul 150, o catismă din psaltire. Un alt acatist la alt sfânt, de exemplu Sfântul Mina, care e izbăvitor de primejde, sau Mihail Gavril, izbăvitor de patim. Da. Altcineva spune că vă întreabă dacă e păcat, zicând că nu-i place să meargă în parohia sa, pentru că nu-i place cum cântă preotul, că se duce în altă parohie. Merge în altă parohie, unii cântă preotul frumos. Numai să-i dați cinstea cuvenită. Când vine cu ajunul să-l primiți în casă, când trebuie duș aceea 100 de lei la cult sau câte acolo pentru parohia dumneavoastră, sau când e hramul, dați un 5 lei pentru milostenia sau slujba de hram acolo, de o floare, de un curent, de o șervețel, adică să nu arătați ostilitate. În restul te duci și asculți, unii îți place ție cum cântă. Eu în tinerețea mea, când eram tânăr și am terminat armata și înainte de armată, eram prieten cu călugării de la Mănăstirea Putna. Mănăstirea Putna a fost un rai în vremea părintelui Iachim. Atmosferă ca în Mănăstirea Putna. În perioada 85-88, nu cred că va mai exista vreodată pe pământ într-o mănăstire, așa cum am simțit eu. Dacă se făcea sâmbătă seara și nu mă lăsau ai mei la priveghere, era echivalent cu datul focul la casă. Spunea mama, lasă-l să ducă, că în seara asta nu mai este liniște în casă, lasă-l să ducă să nu-l mai văd. Și pe jos plecam cu căruța, cu bicicleta, cu ce prindeam, numai să ajung la Putna, la priveghere. Era o atmosferă atât de frumoasă și atât de frumos să cânta și atât de frumos să sluja. Și erau atât de buni și de blânzi călugării și atât de dragi, că mama mereu mă întreba, ce nu-i dai drum acolo la bărboșa aia tăi dacă te zoaiești acolo? Și uite, curându-i Dumnezeu, într-o zi să ajung la ei, așa, ca să fiu cu ei. Da. Deci oriunde te simți bine. Dar preotul din sat nu s-a supărat niciodată. Eu când luam salarul, mă duceam la biserică într-o sărbătoare și spuneam, părinte, ăștia au 100 de lei pentru biserică, chiar dacă nu vin într-o duminică, două, să știți că sunt la Putna. Dar el nu se supăra, că prestul Calinic, care măi mitropolit, de asta arhiepiscop la Suceava, venea la noi în sat la maslu, părinte Pamvu venea la maslu, părinte Achind venea la maslu, părinte Pamvu venea la maslu și alți părinți. Și Putna era prietenă cu parohia. Mănăstirea Putna făcea misiuni în vremea lui Ceaușescu, serioasă, nu era o glumă. Treabă cineva, ce trebuie să faci atunci când tatăl tău bea des și se ia de cei din jur? Este scandal în casă? Foarte greu, adică ăsta e un necaz pentru toată casa. Citești Paraclisul de liniște, citești Mihail Gavril, izbăvitor de patim, și încerci să vorbești cu el frumos, să nu-l provoci. Eu în situația de față i-aș da o pastiluță de odihnă ca să poată dormi, o jumătate de carmazepină, să culci, când se trezește mâine să fie liniștit, să nu mai facă circ și să mai lovească pe cineva. Da. Nu trebuie provocat. Omul la beție nu faci treabă cu el, atunci diavolul lucrează prin el. Da. Uitați, avem un tânăr de 13 ani care locuiește în Suedia și vă întreabă care este diferența dintre aghiazma mare și aghiazma mică. Aghiazma mică se face în tot timpul anului, iar aghiazma mare are rugăciuni speciale care se fac strict în ziua bobotezei. De exemplu, noi astăzi când vorbim, în clipa aceasta, astăzi în Ierusalim, pe calendarul iulian neîndreptat, este ziua de bobotează, praznicul bobotezei. Ieri s-a aruncat crucea în Iordan și s-au întors apele înapoi, cum e tradiția la Ierusalim, când vine patriarhul și face slujbă. Cine se uită pe pagină vede că eu am postat evenimentul, că cineva mi-a zis, ei, vedeți, Iordanul e pe vechi. Doamne, polemice, îi păstrez pentru mata. Noi ne referim strict la minunea dumnezeiască pe care Domnul o face, pe care Domnul o face, pentru cuvința noastră, să vedem că nu suntem singuri pe pământ. Polemicile le păstrați la dumneavoastră în ogradă. Dacă aveți chef de scandal, vorbiți în pungă și alegeți seara acasă ce-i bun și ce-i rău.
Exact. Vreau să arăt că asta este singura pagină și singurul canal de pe Facebook, YouTube, oricare ar fi. Sunt zeci de pagini cu Părinții Calistra, fiecare le-a făcut și o copie din pagina mare, ori pentru un like, ori pentru, mă rog, alt, nu mă interesează, n-am de cineva mă suna să ieri să-mi spună, părinte, vedeți că este o pagină care pune porno. Păi, domnule, dacă el crede că prin asta câștigă ceva, poate mai convertește vreun ortodox la ei sau vreo pornografie de aia la ortodoxie. Trebuie să existe o motivație pentru care Dumnezeu a îngăduit asta. Vreau să spun că asta e singura pagină care dumneavoastră comentați și postați. Este pagina unde băiatul meu răspunde tot timpul și cei care caută materialul. Sunt vă patru băieți care ei se ocupă, eu doar nu le spun. Pune aia, pune aia, pune aia, pune de acolo, pune de acolo, atât. În rest, ei își fac treaba. Sigur. Bun, mergem mai departe. Întreabă cineva, cum se explică că atunci când mă închin în fiecare seară, visez cam coșmaruri aproape că mor în somn, dar când nu mă închin, visez foarte frumos. Oare lucrează cu Oare nu-i explicat răspunsul tot de dumneavoastră? Deci nu-i convine că te rogi, dar atunci în somn, când ai coșmar, măcar fă-ți cruce cu limba sau zi un Doamne Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. E diavolul care ne ispitește, nu trebuie să-l băgăm în seamă. Și eu visez tot felul din năzbâtii câteodată, după cititul la psaltirii când se întâmplă, și râd când mă trezesc a doua zi. Zic, uite, iar nu-i opri psalmul. Cred că a fost unul care l-a zgândărit. Da, așa este. Întreabă cineva, este greșit dacă nu mă închin la icoane și nu pup icoanele? Prefer să comunic direct cu Dumnezeu și să mă rog singur și să nu mă arăt. Consider că relația cu Dumnezeu este una directă și privată. Păi da, și icoana ce, nu te lasă să te închini sau nu pricep? Adică ce, nu-i mai, dacă ai o icoană în cameră, nu mai ești privat de legătura cu Dumnezeu? Hai să ne uităm la trei elemente. Întâi dau un răspuns. De icoane să tem cei care au altă religie decât cea ortodoxă. Icoanele sunt ferestre spre cer, confirmă întruparea Domnului și înomenirea Lui în om ca noi. Iar în momentul în care eu mă uit la chipul unei icoane, la Sfântul zugrăvit pe ea, de fapt trimit mesajul cu trimiterea celui sfânt prin fereastra către cer deschis a celui sfânt. De exemplu, dacă eu am de dat un telefon la Honolulu, sun la Barcelona, dacă am de dat un telefon la Italia, sun la Moscova, dacă am de dat un telefon la Budapesta, sun la București, nu sun la sfântul la care am nevoie. Deci eu când mi-am îndreptat ochii spre icoana sfântului către care mă rog și adresez rugăciunea, de fapt o trimit cu trimitere exactă lui în cer. Eu am avut odată, bine, asta nu o iau ca o dogmă, că ar sări imediat ecumeniști și m-au și devorat. Am visat un sfânt la care am evlavie și mi-a zis așa: dacă faci o icoană, așa să mă pictez cum m-ai văzut în vis. Și m-am trezit dimineața și am zis, oare de ce? Că sunt atâtea icoane care seamănă între ele la sfântul respectiv. Și atunci am înțeles că el vrea o icoană așa cum am văzut-o eu în vis. Și când am să am într-o zi timp și găsesc un pictor care îmi place mie așa cu adevărat să pot să comunic cu el, am să-i spun ce am văzut în visul ăla și el să pună pe hârtie la sfântul respectiv. Pentru că e un sfânt destul de mare și foarte evlavie, cu foarte multă lipeală și evlavie la public. Și m-am mirat de ce a zis lucrul ăsta. Probabil că vrea să-i fac o icoană cu chipul lui, dar să o fac așa cum l-am visat eu. Și era frumos cum l-am visat. Și cred că trebuie făcut așa. Trebuie. Deci icoana nu idol. Idolii au apărut în antichitate, când vorbim de Panteonul grecesc, Panteonul roman și toate alte păgânătăți. Iar icoana ortodoxă a apărut odată cu crearea omului, să facem om după chipul și asemănarea noastră. Iar Hristos a luat chip de om ca noi, iar Luca evanghelistul a zugrăvit chipul Maicii Domnului, cum spunem Paraclisul Maicii Domnului, mute să fie buzele păgânilor care nu se închină cinstite icoanei, a născătoare Dumnezeu ce se numește povățuitoare. Este icoana Maicii Domnului cu pruncul în brațe și zice că sunt în lume asemenea icoane 12 la număr, pentru că Sfântul Evanghelist Luca era și doctor și pictor. Și nu văd necesitatea de a pupa sau de a nu pupa icoana, dar nu văd ostilitatea de a nu te ruga în prezența icoanei și a de te ruga mai bine în lipsa ei. Asta nu mi-o explic și nici nu cer explicații. Mă rog, fiecare să-și ia ce icoană vrea sau să închine cum cred el, dar casa care nu are o icoană, fie cu Mântuitorul,
fie cu Maica Domnului cu pruncul în brațe, sau semnul Sfintei Cruci, este departe de Harul Duhului Sfânt. Adică Apostolul Pavel ne cere, eu mântuiesc pe cei ce mă mărturisesc în adevăr. Deci mărturisiri de credință sunt multe, dar una este mărturisirea de credință a celor 12 apostoli la care Hristos le-a spus, mergând învățați toate neamurile câte v-am poruncit eu vouă, nu altceva. Da, legat de pictarea icoanei, o să vă pun în legătură cu domnul Codruț Opaiț. Icoana din spatele meu este pictată acolo și multe altele. Cu siguranță îi pot reproduce orice icoană și cu siguranță... N-are ce reproduce, eu trebuie să-i povestesc ca el spate. Mai ales sunt deschis la astfel de provocări. Chiar recent am dat în lucru o icoană senzațională, am să vă trimit după emisiune, să vedeți ce abilități au domnii de acolo. Da, păi trebuie să fie, că sunt pictori buni. Da, da. Sunt destui pictori buni, da. Întreabă cineva ce să fac pentru liniștea sufletească. Eu am să vă dau răspunsul ce înseamnă neliniștea sufletească. Când un om nu are liniște sufletească, undeva în sufletul lui se petrece ceva care îl depărtează de el pe Duhul Sfânt. Să încercăm să agonisim Duhul Sfânt dimineața și seara, de 7 ori rugăciunea împărate ceresc cu câte o metanie mare până la pământ, o gură de aghiazmă dimineața și o bucățică de anafră, spovedit și împărtășit la duhovnic, pentru că liniștea sufletească vine din prezența Duhului Sfânt. Nu vine nici dacă ai aur mult, nici dacă ai bani mulți, nici dacă ești frumos, nici dacă ești grozav, nici dacă ești mare macio, absolut nimic. Vine din relația potrivită și curată între om și Dumnezeu. Da. Bun, mergem mai departe. Întreabă cineva, ce sfat îi dați în legătură cu găsirea acelei fete cu care poate avea o relație serioasă? Avem următoarea explicație. Dacă avem o idee serioasă, atunci evident că putem construi o relație serioasă. Acum am să spun un lucru, nu să jignesc persoana, Doamne ferește, să nu mai ia domnul sau doamna ca atare, cine era acolo cu întrebarea dânsului. În vremea mea, când am fost și eu flăcău, eu am fost educat de doi moșneci scumpi și credincioși. Și bunicul meu mi-a zis așa, bă băieți, ai să crești tânăr, ai să începi să zburzi, ai să începi să sâmbi ca armăsarul, să adulmici după femei. Nu te încurca cu nicio femeie până la cununie, că ți-a Dumnezeu toate darurile, să ai toate belele de pe pământ în casa ta. Când te însori, ai femeia ta, faci ce ai de făcut și te căsătorești. Dacă noi n-am vrea ca relațiile noastre să se termine și să înceapă direct în pat, o relație serioasă s-ar găsi. Dar pentru că și băieții vor acte de probă și fetele vor și ele acte de probă. Băieții vrea să o vadă cât e de bună la pat, fetele vrea să-l vadă cât e de bună în pat, de acolo nu este relație de probă. Este curvărie, păcat, supărare, întristarea Duhului Sfânt, depărtarea lui Dumnezeu și cei mai rău Dumnezeu spune în traiste. Rugăciunea și verticalitatea și seriozitatea poate naște o relație de probă. Și mai adică o relație probabilă, serioasă, o relație probată, adică construită sănătos. Da. Și mai întreabă cineva ce rugăciune se citește pentru căsătorie. Sfântul Paraclis al Maicii Domnului, Sfântul Ierarh Nicolae fetele și Sfântul Spiridon băieții. Da, foarte bun. Și cum găsești o fată serioasă? În biserică. Cum găsești un băiat serios și credincios? În biserică. Când îl vezi la spovedit, ăla înseamnă că are calități bune. Eu am auzit odată o glumă când mi-a zis unul, las că mă duc eu pe la biserică, că acolo găsesc eu fete proaste care cred în Dumnezeu și le aburesc. Nu cred că reușesc să aburești o fată proastă de la biserică, pentru că aia dacă crede în Dumnezeu nu se lasă aburită. Ea știe până unii hotarul dintre rău și bine, chiar dacă nu are studii superioare sau nu are, cum să spun eu, calități de junioară, de șmecheroaică, știe să se ferească. Și eu am văzut foarte multe fete bune care au găsit băieți foarte buni și foarte multe fete bune care au luat băieți răi și le-am spus, tu crezi că ai să faci casă cu asta? Nu, că îl fac eu credincios. Bine, treaba ta. Da. Mergem mai departe. Părinte, mama nu mă lasă să postesc. Acum un an am avut TBC cu complicații, dar m-am vindecat. Ce să fac? Cred că este un tânăr.
Nu, eu aș proceda în felul următor. Îmi caut un tură de bursuc care se găsește și pe net se pot face comenzi. Consum cam 2-3 sticluțe de alea de 250 grame, că face plămânul ca și nou și începe doar cu postul de luni, miercurea și vinerea. Nu trebuie să ții posturi de astea îndelungi legate, că Dumnezeu știe. Și când ai să fii și mai matur, și mai mare, sau și mai sănătos, și mai vigoros, poți să legi o săptămână. Dacă vezi merge o săptămână, mergi și două. Nu postul ne îmbolnăvește și nu mâncarea de dulci ne vindecă. Dacă avem un echilibru, toate merg mână în mână. Da. Întreabă cineva, ce părere aveți despre oastea Domnului? Am una foarte bună. Eu am crescut în așa ceva când eram copil. La mine în sat, maica Veronica, care azi a plecat la ceruri la vreo 90 ceva de ani, cred că 96, 97, 98, nu mi-amintesc exact, oricum mulți ani, la ea în casă se citea din Scriptură, din Vezi de Sfinți, din cărți de-a lui Nicodim Mândiță, se cântau cântări de oastea Domnului și erau câteva femei credincioase care azi nu mai sunt, sunt în veșnicie, eu chiar le pomenesc cu drag că am copilărit cu ele când eram un copilandru de 5, 6, 7, 8, 10 ani și știu că pentru prima dată am copiat rugăciunea de dimineață, crezul, Tatăl nostru, Psalmul 50, rugăciunea Îngerul Păzător, pe un vocabular de la școală. Uitându-l pe masă pe acolo, a dat tatăl meu de el și îi spune la mama mea să știe că ăsta nu-i sănătos cu capul ăsta, în loc să țină de învățat, vă să țină de povești popești, cu cărți, cu rugăciuni, cu prostii, ce sunt astea. Și au încercat să-mi explice mie la vremea aia că școala e pe primul loc, cariera, știi cum fac părinții când o iau pe arătură. Și nu că am făcut-o ca un contradictoriu, dar am avut înclinația asta pentru că am crescut la bunicii mei care erau oameni sănătoși la cap și oameni de biserică. Bunicul meu a mers la biserică până ce a murit și bunica mea a mers 60-70 de ani la biserică de când era copilă până ce a murit și din rudile mele la fel. Și tot în biserică m-am trezit, dar are nimic rău astea, domnule, doar atât, să nu se facă vreo ruptură și să o ia univa hăi, să știe preotul de ea, să știe episcopul, să aibă toată rânduială și nu-i nimic rău. A te ruga nu e o problemă și a fi ostaș, noi din botez suntem ostași și fă-l pe el, Doamne, ostaș bun al lui Hristos, oaie cuvântătoarea turmei tale și păzește-l cu Duhul tău cel Sfânt, nu spune acolo în rânduiala botezului. Așa e. Întreabă cineva ce înseamnă dacă mă strigă cineva pe nume în gând. Nu știu, o rânduială... Nu, am înțeles ce a vrut să spună doamna. Aici aș vorbi puțin doar de gândul telepatic. Te-ai gândit la cineva și el se gândește în clipa aia la tine. Și apare, de exemplu, eu pățesc lucrul ăsta la biserică. Încep spoveditul, săptămâna asta sau cealaltă. Și zic, băi, dar cu tare nu a mai venit, oare ce s-o fi întâmplat cu el? Ia să-i pun o părticică. Și când fac o dată liturghie, să mă duc la proscomedie și pun o părticică, la două zile îl văd pe la biserică. Părinte, n-am mai avut stare, însă să nevoie să vin să vă văd. Ia că acum ne cheamă. Da, așa este. Întreabă cineva, părinte, trăim vremuri apocaliptice? Noi vremurile apocaliptice le trăim de la înălțarea Mântuitorului la cer. Primii care au trecut prin această încercare au fost corintenii. Ei nu mai vreau să muncească nimic, stăteau numai în cămăși albi și așteptau venirea Mântuitorului. A trecut 2000 de ani și Mântuitorul n-a venit, dar asta nu înseamnă că nu trebuie să vină. Mă justific și mă explic în următorul lucru. Una este apocalipsa artificială, cea lucrată de oameni, cu toate răutățile din jurul nostru, care le vedem, sclavie, batjocură, mizerie, exploatarea omului de către om, terorism și toate mizerile lumii acestea hidoase. Și alta este apocalipsa divină a Sfintei Scripturii în Evanghelia Sfântului Ioan Botezătorul, în Evanghelia Sfântului Ioan Evanghelistul și în Apocalipsa Sfântului Ioan Evanghelistul, care ne arată că apocalipsa înseamnă arătare. Când vom vedea pe semn cerul Fiului Omului, atunci să știm că și sfârșitul este aproape. De se pune în tron de judecată, într-o clipeală de ochi toți vom fi pe norii cerului la judecată. Nu toți vom muri, dar toți ne vom schimba și într-o clipeală de ochi vom fi la judecată. Ce înseamnă vremuri apocaliptice? 300 de ani biserica sub prigoana împăraților păgâni n-a fost apocalipsă, 50 de ani sub comunism n-a fost apocalipsă, 500 de ani călăriți de turci n-a fost apocalipsă, primul și al doilea război mondial n-a fost apocalipsă, toate sunt apocalipsă. Și femeia, dacă o bate bărbatul, e tot
apocalipsă. Și copilul, dacă bate mama, e tot apocalipsă. Și dacă părinții nenorocesc copiii, tot apocalipsă. Și dacă patronii își bag joc de angajaților, e tot apocalipsă. Tot în jurul nostru e apocalipsă. Politicienii din nimic, e tot o apocalipsă. O societate decăzută, e tot apocaliptică. Totul e apocaliptic. Da. Deci trebuie să ne avem grijă de sfârșitul nostru. Vegheați și vă rugați că nu știți vremea și ceasul în care Fiul omului va veni. Fericită sluga pe care o va afla priveghind și nevrednică este sluga pe care o va afla lenevindu-se. Vezi, dar suflete al meu, cu somnul să nu te îngrezi, afară din împărăție să nu te încui. Și la Evanghelia celor cinci fecioare, cinci erau mai deștepti, cinci nu erau așa deștepti. Dar alea mai puțin deștepti nu au mai pregătit un de lemn la bidon să aibă de zâli negre. Și când au venit Iisus, ușa s-a închis și nu erau cu el la nuntă. Și au zis, deschide nouă. Și ce a spus Mântuitor? Nu vă știu pe voi. Așa-i. Să avem grijă, să avem puțin ulei la masardă. Așa-i. Dacă nu avem ulei duhovnicesc, adică fapte bune, în cutia milei, degeaba am trăit. Adică consider, o spun eu ca un nepriceput, că nu mă consider nici doctor honoris causa, nici academician în teologie, dar am trecut prin teologie și acolo ca gâsca prin apă. Și spun așa, dacă înaintea lui Dumnezeu nu putem prezenta măcar o faptă bună, noi degeaba am umbrit pământul. Mi-a plăcut ideea cuiva care a spus odată, sunt buni la ceva și cei răi, că țin umbră pământului crezând că întrețin răcirea globală, numai că focul e dedesubt, nu-i deasupra. Coborâtu-te într-o cele mai de jos ale pământului. Adică iadul sub noi, nu-i la vedere. Așa e. Înainte să continuăm, le reamintesc celor care ne urmăresc să lase întrebări pe YouTube, în secțiunea de chat, pe canalul de YouTube Calea spre Mântuire, să se aboneze, să dea like, știe toată lumea ce are de făcut. Sărim puțin în rândul, cineva s-a agit aici. Părinte, ce părere aveți despre rugăciunea cu cei de alte religii? E săptămâna rugăciunii în comun. N-am nicio părere, eu nu m-am rugat niciodată și nici nu m-aș ruga. Aș face un singur comentariu, ceea ce să fac și când se întâlnesc ei pe acolo și fac citirii din Noul Testament și fac ei niște explicațiuni, alea cu totul niște povești nemuritoare, n-au nicio treabă cu rugăciunea. Rugăciunea înseamnă de laudă, de cerere și de mulțumire, înseamnă vecerni, utreni, liturghii, mezonoptică, vecernia mică, vecernia mare, ceasul 1, 3, 6 și 9 sau psalmi. Dar atâta timp cât merg ei și citesc din Scriptură acolo, eu consider că e un act normal să nu ne dăm în cap ca animal dintre noi. Chiar la Sfântul Macare am citit astăzi, la Macare Egipteanu, că ucenicul fiind tânăr și neinițiat a jignit un păgân. Slujitor la templu. Și Macare s-a întristat atât de tare și i-a spus, de ce faci lucrul ăsta? Păi da, dar e de altă religie. Da? E zidirea lui Dumnezeu, tu n-ai dreptul să faci asta. Și el s-a dus și a vorbit atât de frumos. Și păgânul a întrebat, și Macare, dar tu de ce poți vorbești frumos cu mine și ucenicul tău m-a batjocorit așa? Lui lipsește înțelepciunea Duhului Sfânt. Și-o zis, și cum toți care au înțelepciunea Duhului Sfânt se poartă așa cum te-ai purtat tu cu mine? Da. Atunci vreau și eu să am înțelepciunea Duhului Sfânt. Păi hai să te botez și vino în creștinism. Fac asta numai să am comportamentul tău. Deci iată cum l-a câștigat Sfântul Macare pe un păgân. Dacă luăm pe Antonie de Suroj, e un mare lucrător a rugăciunii lui Iisus, cred că știți de el, e din partea Rusiei, spune că pe când era episcop în biserică sau preot, nu știu ce grad a avut, uite, spre rușinea mea că am uitat. Mitropolit. Spune că, așa, mitropolit, episcop, da, știam, dar nu mai țineam minte. Și spune că o femeie a intrat cu un copilaj de mână în biserică, îmbrăcată în pantaloni lumești, cum e acum, cu capul gol, mai cum îmblă ele femeile mai deșanțate. Și o altă femeie a spus, ieși afară, nu spurca biserica. Mitropolitul s-a dus la femeia respectivă și a spus așa, soră dragă, uite ce rugăminte am. Astăzi m-ai mâhnit până la lacrimi. Dar de ce preasfințite? Până vei închide ochii să te rogi pentru sufletul acelei femei și acelui copil să se mântuiască, că astăzi s-ar putea să fie pentru ea ultima dată când a călcat într-o biserică la tonul cum ai abordat tu problema. Dacă te-ar fi pus Dumnezeu păstor pe tine, ai fi avut o scuză la judecată. Dar eu sunt păstorul și oaia nu poate vorbi înaintea păstorului. Deci, uneori când
vorbim, ca să ne aflăm în treabă, să ne gândim la un singur lucru. De ortodoxia trebuie să-și descopere latura mistică și ascetică și frumusețile și minunile și harismele ca cei de altă credință, cum spune Mântuitorul. Eu mă folosesc de vorba Mântuitorului, nu de părerea cuiva. De n-ați fi știut, păcat n-ați avea. Deci nu o să poată aia de alte religii să ducă la judecată. Dar noi n-am știut de ortodoxie, serios, dar n-ați avut stămână comună de rugăciune. N-ați văzut pe popii mei cum se rugau față de voi. Eu așa aș vedea-o dacă ar fi după mine. Dar cu condiția ca nu cumva ăia se indoctrinează pe ei noștri. Aici trebuie să fim atenți. Adică dacă ori pe ori se povățuiește, cad amândoi în groapă. Noi să mergem, cum spune acolo, voi cei tari purtați neputința celor slabi, nu pizmuindu-vă unii pe alții. Pentru că așa veți împlini legea lui Hristos. Să încercăm să prezentăm ortodoxia ca o corabie de mântuire, nu ca o formă de jicnire, de a da numai cu bâta, cu parul. E adevărat. Am citit și eu că a intrat Ioan Vecos în Constantinopol, a ars icoane făcătoare, nu, ne-a dat foc la moaște, și-a bătut joc de vasele bisericii, mânca friptură din ele, bea vin, urinau în potire. Da, ca să bat jocorească credința creștină. Dar asta nu înseamnă dacă ei au fost nebuni atunci și cei care au venit după ei sunt tot așa. Poate ăștia regretă, îi pare rău că ei au fost împiți. Hai să luăm un singur lucru. Noi spunem așa. Băi, noi ortodoxi suntem cei mai corecți. Noi ortodoxi avem de dat răspuns la judecată de miile, sutele, zece de mii sau sutele de mii de întreruperi de sarcină din pântecele mamei, de prunci care nu s-au născut sfinți, doctori, arhitecți, mitropoliști, ce ori fi fost ei la vremea lor dacă ajungeau mari. Iar ăia vor da și ei la rândul lor socoteală din cultul lor de inchiziție, de prăz, de războaie, de avariții, de răutăți, de mizerii, de sperjurisme. Peste tot este de dat un răspuns. Dar să-l lăsăm pe Dumnezeu să ceară răspunsul. Nu judecați înainte de Dumnezeu, pentru că sunteți antihriști. Deci nu putem face lucrul ăsta. Nu-ți convine, nu ești pregătit. Are Apostolul Pavel o vorbă care pe mine m-a uns la suflet. Am ascultat-o într-o zi la apostol, când citește băiatul înainte de liturghie, de Evanghelium, un călugăr citește apostolul. Și dacă difuzorul e la urechea mea, eu aud acolo tot ce se citește. Și spunea Apostolul Pavel, când mergeți undeva, mâncați tot ce vi se pune înainte. Și chiar dacă sunt jertfe idolești, mâncați. Dar dacă ați știut că sunt jertfe idolești și ați mâncat în adins, atunci să nu mâncați, că e păcat. Adică tu nu mă poți spurca pe mine în mod indirect dacă eu nu vreau să mă lepăd, dacă eu nu vreau să mă schimb din religia mea, din învățătura mea, din asceza mea, din mistica mea, din dogmatica mea. Dacă eu accept cu bună știință, cum a fost sinodul de la Ferrara, Florența, ăla unde s-a luptat pentru adevăr Marcu Evgenicu. Sau Marcu al Efesului, cum îi spune. Am avut și noi de pe Moldova un protopop, Damian, trimis de și el la Marele Sinod acolo, că neavând bani episcopul ca să-l facă la Ferrara, l-a mutat la Florența, de aia spune sinodul Ferrara-Florența. Și l-a adus în altă parte, unde era mai aproape. Și când s-au întâlnit acolo și au discutat, bineînțeles că au ieșit nebunii, pentru că au ieșit neînțelegerile alea cu infailibilitatea, cu consubstanțialitatea, cu supremația, cu purgatoriu, cu filioghia, care alea au făcut mari adâncituri între creștinismul apostolic a primilor veacuri creștine, unde și catolicii s-au apusul, erau parte din trupul bisericii și când aici, adăugând bălăriile astea, s-au făcut adâncituri. Și protopopul ăla Damian s-a dus din Moldova la sinod și-a venit și-a spălat pe creier. De-amu era și el papistaș, cum spune cartea de istorie. Bineînțeles că ăștia l-au blamat, nici n-au vrut să audă de el. Era perioada medievală a lui Ștefan cel Mare, vă dați seama, cam 400 și vreo 42, 60, nici nu știu când a fost sinodul ăla, am și uitat, până în 1500. Și da, aia e o cădere. Dar dacă eu am rămas ortodox, dacă eu am rămas creștin, da? Eu am fost în Italia și am vizitat, am vrut să văd neapărat două biserici. Unii sunt lanțurile lui Sfântul Petru și în biserica lui Sfântul Pavel. Ales catolice, n-au nicio treabă. Dar asta nu înseamnă că eu m-am făcut catolic. Am făcut cruci frumos, că sunt creștin ortodox, am respectat iconografia, am respectat intimitatea bisericii, n-am intrat ca în graj, n-am intrat ca în gară, n-am intrat ca în beci, n-am intrat ca în stână.
Am avut cuvinte, am păstrat liniștea, decența, am mers cu grijă, am făcut câte o poză dacă mi-o dat voi și m-am purtat omenești. E treaba lor, domnule, noi nu putem să fim animale, noi suntem făcuți oameni raționali. Binele meu e mai bun decât a tău, a tău e mai bun decât a meu, al altul e mai bun decât al altul și noi din treaptă în treaptă urcăm spre Dumnezeu. Dar noi trebuie să dăm o șansă, că așa spune Evanghelia, trebuie să propovădească la toată făptura. Aici să lăsăm pe Dumnezeu să lucreze. Părinte Cleopa a spus foarte clar, era vara sub car, până la el acolo, la colibă, a venit sinodul ăsta ecumenica bisericilor la el acolo, era în vremea tânăr, preasfințitul Joantă Brunet, un bărbat frumos, subțiri și înalt, el traducea din nu știu ce limbă franceză sau ce acolo, și, sau germana, barnam, nu mai țin minte, și îl întreabă pe părintele Cleopa, părinte Cleopa, cum vedeți unirea bisericilor, ca așa spune, pentru pacea toată lumea și pentru bunăstarea Sfântului Biserici și unirea tuturor? Mai din ectenia asta. Și părintele Cleopa a spus așa, când Duhul Sfânt va vrea, nu e nevoie de stres, de gălăgii, de ceartă, de neînțelegeri și de procese verbale. Dumnezeu poate uni biserica într-o singură zi. Și să-L lăsăm să lucreze pe Duhul Sfânt, dar noi să-L rugăm stăruitor pe Duhul Sfânt pentru pacea toată lumea, pentru bunăstarea Sfintelor Dumnezeu Biserici și unirea tuturor. Dar în ce Duh? Al credinței celei drepte, una sobornicească și apostolească biserică. Mitropolitul Anania, marele cărturar de la Cluj, a fost întrebat odată exact cu asta și întrebare care m-ați pus-o acum. Și a spus așa, da, eu aș vedea ecumenismul ca ceva constructiv, dar într-un singur fel. Dacă s-ar reduce permanent sau anual numărul de biserici, să fim tot mai puțini până spre biserica cea una, dacă în ele tot se mulțesc în loc să scadă, nu e clar că fiecare își hrănește orgoliul lui, dogma lui și viziunea lui, și Antonie Plămădeală mai select. Cât avem bisericuțe și șefuleți și nu avem cap pe Hristos, nu suntem în biserică. Așa este. Foarte frumos explicat. Părinte, vă întreabă cineva, de ce a făcut Dumnezeu omul? Simplu, să aibă cine lăuda toată creația lui. A vrut să aibă pe cineva asemănător cu el. De el a făcut pe om. Dumnezeu e nevăzut, e duh, e energie, e putere. Trebuia cineva să-l emită în tocmai, cu putere îndumnezeitoare, care să laude toată creația lui, să aibă Dumnezeu cu cine sta la sfat. Materia nu putea fi fără stăpân. Ai un o ogradă, pui un câine. Ai o casă, pui o cheie. Ai un buletin, ai un CNP-ul. Ai un card, ai un cod. Ei, codul creației văzute, inteligibile și raționale, este omul. El dezleagă și descifrează toată natura. Ca drept dovadă că în momentul când deschizi Discovery, vezi cum se ouă pasărea cu tare, animalul cu tare, cum au apărut, cum se mulțește, cum mănâncă, cum trăiește. Asta este spre slava și spre lauda lui Dumnezeu. Este revelația naturală. Și atunci, ca să poată exista această revelație naturală, trebuia să fie cineva egal cu Dumnezeu, să-L poată, să poate lăuda zidirea cea văzută. Și cel care a primit acești ochi și această putere și această inteligență a fost omul. Calul nu putea să râdă că e frumos, vaca nu putea să uite o oglindă că nu era oglindă, oaia nu putea să-și admire lâna, cucoșul nu putea să-și admire penile, dacă nu spunea un bă, ăsta e frumos, să-l lasă, ăsta e urât, îl tai. Așa-i. Da, era nevoie de om, era nevoie de secretarul lui Dumnezeu, era nevoie de chipul icoanei sale și acela e omul. Bun, foarte frumos. Mergem mai departe. Întreabă cineva, părinte, trebuie să postim dacă citim din Psaltire? Doar miercurea și vinerea. Când suntem în post, postim mai mult, dar în afara postului, atât, doar miercurea și vinerea. Și rest putem citi Psaltirea, nu? Și în afara... Și în afara zilor de post. Să stea soarele pe cer, Psaltirea să nu stea în casa creștinului. Așa. Avem aici un elev în clasa 9 la seminarul teologic și spune că a încercat să citească din Sfânta Scriptură, dar nu înțelege Vechiul Testament. Da, foarte frumos. Și a dat răspunsul singur. Să înceapă cu mica Biblie ca să aibă cronologia evenimentelor, a timpurilor, a patriarhilor și a faptelor. Într-adevăr, Scriptura Mare este stufoasă. După ce va mai avea măcar un 20 de ani, acum ca să vă spun sincer cu adevărat, vă dau un exemplu de la mine. Eu citesc Noul Testament din clasa 7-a, când mă punea
bunica mea, să-i citesc, că nu știa carte. Și luam câte o evanghelie de aia și hai, mai zic, e frumos, uite, cum nu te doare sufletul că Hristos pătimește, până terminam evanghelia, ajungeam la înviere. Da. Și mă citeam din epistolele lui Apostolului Pavel, le citeam cum citești ziarul Adevărul sau Național sau nu știu care. După ce am trecut la orele profesorului vizitiv, căruia îi port tot respectul și admirația, nu mă interesează viața lui ca om sau vorbe sau povești sau bârfe, ca dascăl este un erudit și un excepțional om care mi-a deschis mintea asupra epistolelor, acum când citesc epistolele, dintr-o singură bucată, dintr-un capitol de epistolă, poți face o predică întreagă. Deci altfel le-am înțeles după ce omul ăsta le-a explicat duhul lor, felul lor, pătrunderea lor. De-aia Vechiul Testament merge citit doar ca o simplă istorie, dar nu ca o aprofundare. Mica Biblie, într-adevăr, te poate pune pe coordonate. Da. Părintele Vizitiu, ți-mi minte că ne-a povestit așa printre cursuri că te-a pătimit când era în perioada comunistă, a fost director la seminarul de la Neamț. Nu știu viața, dar cele 4 ore care le făceam cu el de la 10 la 2, pentru mine asta sunt o mare lipsă. Cum putea omul ăla vorbi 4 ore din scriptură cu atâta perfecțiune și exactitate și cu atâta pasiune, că vorba aia n-ai predat un an sau doi, în tot anul îți vin elevi, să o faci din nou cu același entuziasm, cu aceeași plăcere, era fenomenal. Și doar cu scriptura în mână, deci fără curs, fără... Și cu ea închisă. Da, exact. Cu ea închisă. Da. O ținea pe masă dacă avea nevoie de o trimitere de confirmare. Exact. Bun, mergem mai departe, că sunt multe întrebări. Întreabă cineva, în ziua când soții se cunosc trupește, e păcat dacă citim la psaltire? Dacă este taina cununiei, care e păcatul? Exact. Întreabă cineva, când a apărut ortodoxia, părinte? odată cu Adam. Păi noi, Noul Testament în cel vechi se ascunde. Adam cel din tâi moare la pomul rău, binelui și răului, la cunoașterii binelui și răului. Hristos îl înviază prin întruparea lui, moarte și înviere. Iar când se înalță la cer, le spune apostolul să nu plece din Ierusalim până nu se vor îmbrăca cu puterea de sus. Iar la cincizecime se zămislește biserica cu Duh Sfânt și cu foc. Și vorbește Petru prima zi, convertește ca la 3.000, vorbește a doua zi ca la 2.000, iar biserica se întărea și creștea cu Duhul. De atunci avem ortodoxie. Noi vorbim de ortodoxie astăzi pentru că avem cuvântul catolicos, care înseamnă universal, și nu catolic, care înseamnă apus, adică ruptura bisericii în două, schisma de la 1054, care a făcut mare nenorocire, vedeți, a trecut 1000 de ani și nu s-a putut repara o nebunie care putea să nu fie. Dar după proverbul popular, arunc un prost o cheatră și 10.000 de deștepți nu mai pot găsi din mare. Deci așa a apărut ortodoxia, ca explicare că există o dreaptă credință și o mică deviere, pentru că până la anul 1000, inclusiv romano-catolicii, ca și noi, au avut cultul sfinților, cultul icoanelor, liturghiile constantinopolitane, toate au fost exact ca noi, deci n-a fost altceva. Dar rupându-se încet, încet, și v-am spus, cu sinodul Ferrara-Florența, lucrurile ușor, ușor s-au adâncit și au ieșit și alte nebunii. Așa este. Întreabă cineva, să nu te închin la chip cioplit, la ce se referă? La tot ce înseamnă făcut idol din piatră sau din lemn, din vremea lui Moise, este porunca de după să-i cinstești pe Dumnezeu și pe aproapele, să cinstești ziua duminică și nu te închin chipurilor cioplite. Dar îi recomand acestei persoane să deschidă frumos cartea ieșirii, să ia de la capitolul 28 înainte și să vadă cum Dumnezeu poruncește poporului lui Israel să facă cortul mărturii cu piele de vițel, cu heruvim scultați. De unde știau evreii ce la heruvim, ce-au văzut vreodată heruvim, le-a spus Dumnezeu cum trebuie să arate, cum trebuie să întind aripile, cum trebuie să-i spoiască cu aur, lada cu drugi, disalcăm cu aur, lada fericată cu aur, tablele lege. De ce se închina poporul la sicriul lege? Ci Dumnezeu era în sicriul lege? De ce când ieșea cu el pe câmpul de luptă, biruia tot? Pentru că acolo stătea Duhul Sfânt, era simbolul legii celei vechi dată de Dumnezeu pentru om prin Moise de pe muntele Sinai. Așa cum azi avem altarul și Antemisul și Euharistia dată Noului Testament prin Hristos care s-a răstignit la Golgota. Deci eu nu mă închin chipurilor cioplite, mă închin icoanelor. A spus pe perdeaua de măstase stacojie să puneți chipuri de heruvim și de serafim.
Da. Întreabă cineva, putem să aprindem o singură lumânare pentru mai mulți morți? Pentru toți morții de la Adam și până în ziua în care prinzi lumânarea. Dumnezeu știe cu ce inimă și cuget ai pus-o. Exact. Întreabă cineva, părinte, soțul meu vrea să bage divorț, mâine vrea să merge la notar, eu sunt foarte tulburată, nu mă pot liniști, dați-i un sfat, părinte, să se liniștească. Dați-i divorțul ca să se liniștească și vine și stă tot acasă. Bun. Mergem mai departe. Spune cineva, când citește psalmii, simt un pic în gol și bate inima. Da, și bate un pic inima mai tare, pentru că citind psalmi, noi aprindem un pic sângele și voința în noi și atunci și diavolul vine pe partea rațională, ne arată războiul nevăzut în Nicodima Ghioritu și tulburul lucrările interioare ale minții, tocmai ca să lăsăm cititul psalmului, să ne enervăm, să ne agităm, sunt mai multipli motive, nu trebuie să te oprești. Rar, clar și încet. Era părintele Clement Hotnogu, un mare sfânt la Siestria, și folosea expresia asta. Frate, când citești psaltirea, să crezi că Dumnezeu e lângă tine. Fericit bărbatul care n-a umblat în sfatul necredincioșilor să înțeleagă Dumnezeu și spui, da, părinte, dar ține slujba până mâine. Dar unii scrii că trebuie să dormi. Corect. Corect. Nu ne încetat, vă rugați, nu ne încetat, dormiți. Exact. Bun. Spune cineva, părinte, am înțeles că copiii avortați se află în iad. Cum se poate? Niciodată nu există așa ceva. Copiii mici care au fost scoși din pântecele mamei nu stau în iad, sunt martiri, au botezul sângelui prin uciderea lor în mod rațional, voit și inteligibil. Stau într-un loc, spune părintele Cleopa, cu lumină neînserată, adică un fel de amurg, dar nu pot vedea slava lui Dumnezeu și împărăția lui Dumnezeu datorită faptului că nu au botezul, nu s-au născut din apă și din Duh. Când se mântuiește mama și tata, dacă ei au trecut din viață credincioși, ei primesc botezul nădejdii în Hristos și zboară la lumină. Da. Ei nu sunt pedepsiți pentru că ei n-au greșit cu nimic. Sigur. Întreabă cineva, este o regulă să mă spovedesc undeva departe după mult timp în care nu m-am mai spovedit? Adică probabil nu poate... Oriunde, scrie, cite, apasă, pune pe o hârtiuță, dă-i preotului să citească, în mirușine, spun, gura, citești de-a loc, îți băgătos. Și ai rezolvat problema. Întreabă cineva, părinte, ce rugăciune să încerc pentru frica de a merge pe stradă? Probabil o anxietate, o... Nu văd, adică Tatăl nostru... Și mergi pe stradă odată, îți vezi, nu se întâmplă nimic și a doua oară te duci cu toată încrederea. Da. Întreabă cineva, ce înseamnă piatra din capul unghiului? Chiar Domnul Hristos, piatra pe care n-au băgat-o în seamă zitorii, la Domnul s-a făcut aceasta și este minunată într-o ochii noștri. Piatra peste care va cădea îi va sfărâma și cine se va împiedica de ea se va sfărâma, iar cel peste care îi va cădea îl va spulbera, spune dreptul Simeon. Acesta este cădere și ridicarea multora din Israel. Da, foarte frumos. Treabă cineva, ce să citesc, cum să mă rog pentru ca bărbatul pe care îl iubesc să se întoarcă la mine? Aș prefera o psaltire și paraclisul Maicii Domnului pentru un gând curat. Da. Treabă cineva, de ce avem mai multe religii, părinte? Ce s-a întâmplat? Pentru că avem mai multe gândiri și avem mai multe concepții și oamenii s-au tot divizat. Din romanul catolic s-au făcut protestanții, reformații, anglicani, luterani, calvini, unitarieni și tot așa fiecare religii scientologice, dacă m-am scientologice, după aceea sectele raționaliste, care sunt vreo 300, avem și noi vreo 10 culte în țara noastră aprobate de stat ca au scopul moralizator, chipurile al societății și nu fac rău statului și statul le tolerează, ca organizații religioase sau culte creștine sub îndrumarea Ministerului Cultelor. Și ea ca întreabă Apostolul Pavel, s-a împărțit Hristos, ea lui Petru, lui Chefa, lui Apolu sau e un singur Hristos și tot întru toate? Acum aici rămâne noi să hotărâm dacă vrem cu turma cea adevărată, la pășunea oilor tale, la, spune acolo, cărmuiește-mă și cu toiagul crucii tale ocrotește-mă, sau dacă vrem independent, nu e o problemă. Fiecare poate să creadă cum gândește, pentru că este liberul arbitru și nu îl putem atinge.
Da. Întreabă cineva, părinte, este păcat dacă nu citesc rugăciunile, acatistele și le ascult în drum spre muncă? E același cineva... lucru, foarte bine, e tot rugăciune, dacă ascultă. Credința vine prin auz și prin vedere. Da, era cineva din diaspora care a mai pus o întrebare. Da. Și... da. Bun. Bună seara, părinte, vreau să răspundeți clar. Dacă eu am fost creștin ortodox și m-am botezat la cei pe stil vechi, la 18 ani, este păcat? Da, sunteți un om cu două botezuri și cu două mirungeri. Iar Scriptura spune un singur domn, un singur botez și o singură credință. Puteați să treceți pe stilul vechi, dar nu trebuia să vă botezați. Domnule, am fost botezat. Mă rog, cu 13 zile mai târziu ca dumneavoastră, dar nu mă rebotez, că n-am de ce. Nu sunt păgân. Aici e o greșeală. Da. Am mai întâlnit cazuri, eu n-aș boteza, nu mi-aș permite. Eu sunt foarte reticent, mai vine câte un pic la mine. Părinte, nu știu dacă am fost botezat. Las că știu alții că ai fost botezat. Tu roagă-te, închină-te și împărtășește-te. Că la prima împărtășanie să confirmă botezul tău că l-ai luat pe Hristos întreg. Nu numai cât îmbrăci, el și mănânci. Da. Treabă cineva. Părinte, dacă nu sunt spovedit, că este din Anglia, este interzis intrarea în biserici pe timpul acesta, are voie să citească din psaltirea? Sigur că da, și poate reușește să vorbească cu preotul, să întâlnească la undeva la o margine de stradă, într-un colț, și dacă vorbesc față către față și l-o binecuvânta pe cap și o dezlega păcatele, tot spovedanie se cheamă. Trebuie să ne adaptăm nenorocirilor prin care trecem involuntar din voința noastră. Da. Părinte, aș vrea să știu și eu care este treaba cu geneza. Lumea a fost creată acum aproximativ 7000 de ani, dar dovezile științifice contestă acest lucru. Cum ne putem... Da, n-ați citit pe Serafim Răuz. Geneza nu a fost acum 7000 de ani. 7000 de ani și 500 și ceva, parcă 522 sau 32, abar n-am cât, îți de la ieșirea lui Adam din Rai. Cât a durat facerea lumii, ziua întâia, a doua, a treia și a patra, nu știe nimeni. După ce a fost soare dimineață și ziua a cincea și a șasea, până într-a șaptea când s-a odihnit omul, da, aici intervine o formă de gândire și de vedere a timpului. Luăm psalmul lui David care spune așa, 1000 de ani înaintea ochilor tăi sunt ca ziua de ieri. Deci cât avem de la Geneză, de la ieșirea lui Adam, erai 7 zile jumătate, nici nu s-au împlinit 8. Așa că nu cântărim noi timpul măsurat de noi, să nu uităm că timpul se măsoară în veacuri și în veci și în veșnicie, iar timpul celor limitați care au ieșit din spațiu atemporal, din nemărginire și din veșnicie, se măsoară cu ceasul, cu clipa, cu ora, cu minuta, cu secunda, cu săptămâna, cu luna și cu anul. Și aici sunt alte măsurători. Nu coincid cele de pe pământ. Ne arată Dumnezeu în psalmii lui David. Tu ai pus luna și soarele și stelele spre vrem, spre zile și spre ani, ca să avem noi un calendar, ceea ce vedem noi, mișcarea de evoluție și așezarea anotimpurilor și toate cele care le vedem în jurul nostru. Dar la Dumnezeu lucrurile stau cu totul altfel și noi nu știm cât a durat până s-a despărțit cerul de apă. Spune așa, într-un început, care e începutul ăla dacă Dumnezeu e într-o toți veci, mai înainte de toți veci? Dumnezeu a făcut cerul și pământul și era netocmit și gol și era întuneric pe deasupra pământului și Duhul lui Dumnezeu splimba, se odihnea, se plutea, se plimba deasupra apelor. Ce știm noi cât a durat? Și spune că materia stătea gata să nască. Știm noi cât a durat până ce a spus Dumnezeu să iasă din apă, pești, din cer, păsări, de pe pământ, dobitoace, ierburi, toate astea. Nu știm nimic. Știm doar că în a patra zi a făcut sau a cincea zi a făcut luminătorii cei mari și de atunci am avut soarele spre stăpânirea zilei și luna spre stăpânirea nopții și stelele pe bolta cerească. Și de acolo înainte s-a așezat timpul celălalt care nu mai ține de... care nu mai ține de timpul veșniciei și vorbim de măsurătoarea timpului cu zi și cu noapte. Dar noi nu știm lucrurile astea, nu țin nou, nu este nouă a le putea înțelege. Deci lumea poate să aibă, dacă Dumnezeu e veșnic și e în vecii vecilor, lumea poate să aibă și miliarde de ani, nu numai mii de ani. Deci noi nu știm. Serafim Roz explică lucrul ăsta, că ce a fost dincolo de timpul adamic, și de timpul Raiului înainte de Adam și de timpul de creație înainte de creație, numai Dumnezeu știe. Sau noi nu știm că tot ținut Dumnezeu materia primă din care a făcut creația în repaus, în odihnă. Da. Adică a lăsat,
această plămadă, pământul și litosfera, hidrosfera, atmosfera și toate astea cum le învățăm noi la școală, să se odihnească, să se așeze, să împace între ele. Cum îți explici că ai aer în fundul pământului, cum îți explici că ai petrol în fundul pământului, cum îți explici că ai apă în fundul pământului, cum îți explici că ai izvoare subterane, cum îți explici că ai izvoare în munți, cum îți explici că ai căldură în pământ, că ai apă șerbinte. Asta e ca și cum ai vorbit despre... Ai vorbit despre cum e conceput copilul în pântecile femeii. Ea scurt cu bărbatul și se iubește. Ea nu știe că acolo s-a conceput un copil. Doar vedic la 28 de zări nu-i mai vine timpul menstrual. Da. Dar nu știe cum s-a conceput. Acolo Dumnezeu știe ce a conceput. Așa e și pământul. Așa e și lumea. Da. Bun, mergem mai departe. Lipovenii ruși pe stil vechi. Se pot spovedi și împărtăși în biserica noastră? De ce? Dacă ei țin stilul vechi, e treaba lor, pentru că așa sunt ei rânduiți în biserica lor, pe stil vechi. Sunt foarte multe. Ierusalimul ține pe vechi, Atusul ține pe vechi, Rusia ține pe vechi. N-au nicio treabă. Toți sunt ortodoxi. Doar diferența aceea cu 13 zile, care n-a fost gestionată bine. Pe mine m-a întrebat cineva în Moldova, când am fost la Academia Teologică la ei odată, părinte, cum ați fi văzut rezolvată problema cu stilul vechi? Și am spus foarte simplu. Făceam sinodul, îndreptam calendarul, băgam calendarul nou, dar nu tăiam cele 13 zile deodată ca să fac ruptură în popor și dezbinare și balamuc și panaramă. Anual luam câte o zi, pentru că se trecea pe nesimțite, lumea nu știa, sau nu că nu se siza, nu își dădea seama de ea, era o trecere mult mai lentă și oamenii rămâneau aceiași și erau liniștiți. Așa au băgat-o dihonii și i-au împărțit pe ortodox și contra-ortodox. Și de fapt ce facem? Avem doi Dumnezei și două Maica Domnului și două biserici, una e nouă și una e vechi? Nu. Avem o singură credință, un domn și un botez, dar diavolul ne-a dezbinat și ne-a împărțit în halul ăsta, cu teoriile lui. Da. Întreabă cineva, părinte, există cu adevărat exorcizarea? Da, cum să nu existe? Am văzut-o cu ochii mei, nu mai trebuie să crezi în ea și să fie problema de exorcizare, să nu fie vorba de depresie, de schizofrenie, de sindrom discordant și alte nenorociri. Da. Unii nevoie și de tratament. Știu că de la alți părinți în anii 90, după Revoluție, a fost un val de demonizați la mănăstire. E prost, ea era niște porcării, eu n-am crezut niciodată în alea. Alea erau un fel de isterii din astea, nu știu pe ce bază sau cum au fost întreținute prostiile alea, nici în ziua de azi n-am o lămurire. Așa se mai demonizau de repede, că nici... Eu atunci, pe vremea respectivă, de când spuneți dumneavoastră, am verificat o demonizată de asta foarte simplu. Venea la mine toată ziua și tot mă plictisea că are un drac, că-i borborosește prin burtă, că-i borborosește prin spate, că-i prin cap, că-i prin șafă, că-i prin cheșoare, că-i prin rărun, că-i prin inimă. Și am zis, domnule, ia să iau eu niște, o cutiuță cu sfinte moaște aveam, le-am pus într-un epitrafir, am zis, pune mâna aici pe epitrafirul ăsta și pe crucea asta, eu mi-am pus alt epitrafir și dă-i la citit poliftile Sfântului Vasile. Recunosc că am îndrăznit să le citesc mai de tânăr, dar și bele le-am avut pe măsură, adică nu n-o sta dracu degeaba, ne-am hrăit amândoi unul pe altul. Da. Și când am terminat de citit dezlegările respective, cu toată evlavia, făcut Sfânta Liturghie, împărtășit, nemâncat, adică nu citeam harababura, cum mai văd la unii banul să iasă. Mastru nu-ți faci pentru bani și molifta nu-ți faci pentru bani, o trebuie să o faci pentru suflet dacă o faci. Nu o faci așa de dragul de a face o treabă, să te afli în treabă, să vindi trei lumânări sau îți lasă omul 5 lei. Și termin de citit și ea nu reacționează niciun fel. Și zic, dar n-ați simțit nimic? Nu. Păi știți cu ce ați stat cu mâinile? Pe ce? Pe o cutiuță cu sfintimoaște. Vă, leu, mă arde, du și ia tratamentul, că e un drag prost. Ori chiorul e nesămțit. Cum nu n-o știu el că a fost moaște de sfinți? Și da. De atunci n-am mai crezut în prostia asta niciodată. Am înțeles. Mi-am dat seama că e vorba de căpățână, nu de demon. Da. Bun. Întreabă, mergem mai departe. Părinte, ce poți spune unui amic care este penticostal și o tot ține să nu am încredere în preoți, că ei l-au răstignit pe Iisus și că toți preoții ajung în iad? Ce îi pot răspunde înapoi? Să-i spui un singur lucru. Dacă preoții l-au răstignit, poate ei l-au înviat, penticostale. Da, corect? Atât, nimic în plus. Un elev în clasa 11-a are o pareză la brațul drept și vă întreabă dacă îi puteți da un canon de ajutare. Are o problemă? În primul rând, un neurolog foarte bun, foarte multe injecții cu milgama, vitamine, exerciții, verificați radius și cubitus nervii de la braț, despre ce e vorba, și făcut cât de multă recuperare, poate mâna și va reveni. Nu trebuie stat pe urechi, că e tânăr și se poate recupera. Da.
Deci trebuie un neurolog din mare marcă. Da, și ca rugăciune? Pentru... Pantelimon, Ioan Botezătorul, Sfântul Nectari, Sfânta Xenia de Petersburg, Amo Marie Vlavilaia și Mare Vindecătoare, Sfântul Efrem cel Nou, Sfântul Patapie. Slavă Domnului! Sunt mulți sfinți care vor să ne ajute. Întreabă cineva, de ce când mă rog îmi vine să dorm? Oare este din cauza puterii? Pentru că nu-i place când citești celui care te ascultă, știi despre cine e vorba. Odihnește-te un pic și mai zor rugăciunii ca să-i faci în ciudă. Așa. Întreabă cineva, cum trebuie să ne rugăm, cu glas tare sau în gând? Dacă ascultă altcineva când citim, zicem cu glas tare. Dacă suntem singuri, citim cu gândul, urmărim rugăciunea. Sau dacă ne pare că nu ne-a rugat cum trebuie, murmurăm ușor. Așa. Întreabă cineva de ce episcopii au scaune așa de mari și făloase în biserici și nu sunt obișnuite ca noi toți. Acestea sunt toate remanescențele Imperiului Bizantin, în care episcopul era pus în rând cu împăratul. Erau doi stăpâni. Înainte se cânta în Bizanț așa: prestăpânul și arhiereul nostru, Doamne, îl păzește într-un mulți ani. Nu era același om. Era prestăpânul, era împăratul și arhiereul nostru, episcopul, care venea braț la braț cu împăratul odată la biserică și intrau prin ușile împărătești. Mai târziu, pentru că unșii Domnului au dispărut, și singurii care sunt unșii Domnului sunt episcopii, ei împlinesc două atribuții deodată. Împlinesc atribuția de apostoli urmași al lui Hristos și chipul văzut al lui Hristos în biserică. Au dreptul la cele jilțuri care simbolizează jilțul de judecată. Nu că vrei tu să-l faci din stejar și mai înalt ca să spargă el în figuri. Reprezintă tronul de judecată al judecății pe care va sta Mântuitorul pe norii cerului când va veni la judecată. În lipsa episcopului, pe scaunul lui fie stă fotografia lui, poza episcopului eparhiot, sau o icoană cu Maica Domnului cu Hristos în brațe, sau Hristos arhiereu, care suplinește chipul văzut al lui Dumnezeu pe pământ ca om. Da. Și ăla e un mobilier al bisericii de cult, nu e al episcopului personal. Dacă își face el un ocasă acasă și îl pune mijloc o grăză să fie văzut din tot cartierul, da, e un efect de mândrie. Dar în biserică, jilțul episcopului mai poate fi ocupat de președintele țării dacă este creștin și are dreptul să stea în el la nivel cu episcopul. Dacă în biserică la slujbă, înainte stătea regele. Da. De aceea și regele Mihai, nu, intra prin... Nu regele Mihai, noi vorbim de toți regii care am avut. Carol de Hohenzollern, Carol I, Carol al II-lea, deci regii noștri, până Mihai, care a fost? Carol, nu-i mai știu, că a fost o căruță. Ferdinand de Hohenzollern, nu Carol de Hohenzollern. Am avut vreo 4 sau 5 regi, nu mai știu câți am avut. Ei aveau dreptul, fiind unșii Domnului, să stea în scaunul episcopului. Da, mi se pare că nu vă mai aud. Nu, a nostru funcționează, cred că. Ia vino, știi, uite. La el parcă s-a întâmplat ceva. Am revenit. Am pierdut puțin. Da, am văzut că s-a întrerupt puțin. Da, da. Cerem scuze, a picat puțin netul. Bun, unde eram? La explicația cu... La scaunul episcopal. Așa. Bun, haideți să luăm următoarea întrebare. Părinte, expresia dacă mai vorbești urât, te duci în iad, este blestem? Nu, n-avem voie să vorbim urât, pentru că în Scriptură spune așa: pentru tot cuvântul deșert veți da socoteală. Așa. Mai spune în Sfânta Scriptură, că omul bun scoate cele bune din visterie inimii sale și omul rău pe cele rele. Deci să fim atenți când vorbim, dacă vorbim ce trebuie sau ce nu trebuie. Așa este. Părinte, dacă o mamă blestemă pe fiul ei și familia acestuia pentru lucruri neadevărate,
Se prinde de acesta? Nu se prinde. Blestemul de mamă se prinde numai în adevăr. Dacă ai lovit mama, dacă ai jignit-o, dacă ai lăsat-o în suferință, în boală, în durere, n-ai avut grijă de ea și ai avut posibilitatea, poate ești și tu sărac ca și ea, dar o vorbă bună sau cană de ceai poți să-i duci. Dar când mama e nestăpânită la gură, e păcatul ei și va da mare răspuns. Da. Următoarea întrebare. Părinte, cum să ne călăuzim în viața duhovnicească în vremurile noastre? Numai sub comanda și povățuirea preotului duhovnic, a preotului la parohie, când nu ai altă cale decât parohia sau nu ai acces în alt loc, și numai după învățătura Sfintei Scripturi, adică după regula morală, etică și duhovnicească a ceea ce cere Evanghelia. Ferește-te de rău, fă bine, caută pacea, urmează pe ea și vei trăi în veacul veacului. Foarte frumos. Întreabă cineva dacă o sarcină este oprită în evoluție, adică copilul a decedat, se mai consideră avort? Nu. Aceia sunt pruncii fără de vreme și se pomenesc în proscomidie. Aia primesc direct botez de la Dumnezeu, prin fapt, numai dacă mama zădărnicește sarcina, atunci este avort, altfel nu. Sunt motive de astea, cu progesteronul, cu trombofilia, cu uter infantil, tot felul de greutăți și ispite, sunt tot felul de povești. Da. Doamne ajută, părinte, sunt o persoană emotivă și când ajung la spovedit mă pierd cu totul și nu știu ce să zic. Părinte duhovnic nu acceptă să vin cu lista de păcate. Ce mă sfătuiți să fac? Îi explicați că femeia care s-a dus în urma Sfântului Efrem și a Sfântului Vasilie s-a dus cu lista, nu cu vorba. Este obligat să vă primească. Nu poate el să fie mai presus de alți sfinți părinți. De ce spune de zapisul păcatelor? Toate care s-au scris în zapisul păcatelor, toate care, și care s-au scris în catastifele dracilor. Deci, părinte, mă emoționez, citiți, deci dacă îmi puneți dumneavoastră întrebare, vă răspund. Da? Poate omul se intimidează. Eu am foarte multe doamne care îmi spun, părinte, nu pot vorbi, credeți-mă că mi-e rușine. Zic, bine, ți-e rușine, dă-le încoace. Și apoi trebuie o gură mare. Dar, zic, de multe ori s-a întâmplat, ai făcut, părinte, mai înșet că s-aude, lasă, bre, nu s-aude în șer, bine că s-aude pe pământ. Da. Întreabă cineva, părinte, frica de Dumnezeu este mai importantă sau frica lipsei de Dumnezeu trebuie să avem în viață? Depinde cum o interpretăm. Frica de a lipsi Dumnezeu din viața noastră, sigur că e mai categorică, dar n-aș vrea să înțelegem termenul de frica lui Dumnezeu ca pe ceva justițiar. Aici e marea greșeală. De exemplu, ați fost copii mici sau am fost copii mici acasă. Când intra mama în casă, nu era o sfială, bă, o veni mama. Sau când intra tata în casă, bă, o veni tata. Ce, te temeai el că te mănâncă? Nu, dar știai că e un ochi mai veghetor, mai atent, care putea sesiza de cine ai învățat, cine ai mâncat, cine ai făcut curat, cine ai făcut aia. Putea să apară micile observații. E așa și aici. Noi purtăm frica de Dumnezeu să nu-L supărăm, nu că ne temem de El. Dumnezeu e bunătate, e omenie, iubire. Da. Avem un domn aici, Marius Drăgoi, pune întrebare legată de vaccină. Ne cerem scuze, dar tocmai am primit o suspendare. Nu, spune întrebarea că îi răspund eu simplu, fără să-mi supăr. Spunea, cum întrețin familia dacă nu pot lucra fără vaccin? Aș vrea să nu abordăm subiectul ăsta, pentru că tocmai... Nu, îl abordăm la modul simplu. Dacă dumneavoastră simțiți nevoia să vă vaccinați pe propria răspundere pentru a putea lucra să vă întrețineți familia, faceți-o. Dar dacă veți suferi, Doamne ferește, vreo nenorocire, măcar înainte de a face vaccinul, verificați trei lucruri. Inima, alergia, coagularea sau alte riscuri, hipertensiune, colesterol, asta, glicemie, să fiți pregătiți să nu vă treziți cu o surpriză. Aia e problema. Nu că, că vă oprește cineva să vă vaccinați. Da. Bun. Următoarea întrebare. Părinte, ce pot face pentru sufletul soțului meu decedat fără a fi cu un necat? Am făcut tot ce este pentru sufletul lui. Ajută dacă am plătit preotul din satul Rugăciune la pomenire de un an? Sigur că da. Să-i faceți parastasul la 40 zile, colivă, colac, paharul cu vin lumânare, prosop, la 3 luni, la 6 luni, la 9 luni și la un an faceți niște pachete sau o masă caldă de asta, niște săraci. Și în rest el rămâne de pomenit în Sfânta Liturghie, duminica și sâmbăta la parastas. Da. Întreabă cineva ce poate face dacă este din fire mai nervos? Și eu sunt din fire mai nervos și să știți că timpul m-a învățat să mă calmez de nevoie. Viața ne smerește adeseori și ne arată că ori sunt mai nervoși ca noi, ori aș face o glumă
spun eu vorba asta, pentru că am auzit-o din ura unui duhovnic. Și ce-mi pasă mie din nervii tăi? Adică tu te enervezi și rămâi cu nervatul, iar ceilalți nu te iau în seamă și atunci suferi de două ori. Și că ești nervos și că nu ești băgat în seamă și îți faci rău și sufletești și sănătății. Ne stăpânim într-o măsură oricare. Așa este. Întreabă cineva dacă putem citi singur moliftele Sfântului Vasile. Aceasta o face doar preotul dacă a slujit Sfânta Liturghie și a postit pentru credincioșii care cred că au ceva posesiune demonică în firea sufletească sau simt ceva. Omul le poate citi ca o lectură, dar dacă citește Scriptura e același lucru, când molifti tot Noul Testament. Da. Și acum întrebare care s-a repetat de 30 de ori, deci e foarte importantă. Nu contează foarte bine. Acum a venit la rând. Roagă-se feriți un sfat, cum trebuie să se roage, ce rugăciuni să citească și ce cărți să achiziționeze fiind începător. Corect. Dacă suntem începători, trebuie să avem așa, mica prăvilioară sau ceaslovul pentru rugăciunile personale, de slavă, de cerere și de mulțumire. Dacă vom avansa puțin, să avem în casă și 8 saltiri și un acatistier. Dacă vrem să avem și psaltirea să fie acolo la rezervă, că nu strică, că e ieftin, e 10 lei. Și deocamdată Noul Testament. Dacă cumpărați Biblia colare și cel vechi și cel nou, începeți cu cel nou. Dar pentru cărți folositoare de suflet, recomand Patericul Egiptean, Patericul Românesc, O Viață de Sfânt. Ceva care să încălzească inima ușor. Nu ne băgăm în cărți grele, pentru că sunt greu de abordat. Am înțeles. Bun, sper să fie mulțumit de răspuns. Eu zic că da. Da, și eu. Întreabă cineva, ce are în vedere în această secvență a crezului într-una sfântă, sobornicească și apostolească biserică? De ce se zice apostolească? De ce zice apostolească biserică? Pentru că Dumnezeu, când l-a repus pe Petru în apostolie, a spus așa: tu ești Petru, pe această piatră voi zidi biserica mea și ție îți voi da cheia împărăției cerurilor. Lui Ioan, sub cruce, îi spune așa: femeie, iată fiul tău. Și lui Ioan îi spune: fiule, iată mama ta. Adică biserica nu poate fi decât numai apostolească. Și nu poate fi o altă biserică afară de învățătura apostolească, pentru că cei 12 apostoli sunt singurii și unicii care au primit Duhul Sfânt la cincizecime în chip văzut în limbi de foc și ei alcătuiesc coroana bisericii. Ei au dat drumul prima dată Crezului și simbolului de credință până la cel Niceu Constantinopolitan, când s-a pus de ofințimea și întru Duhul Sfânt. Pentru că la primul sinod s-au făcut 8 articole și următoarele 5 s-au făcut la sinodul 2, s-au pus la punct. Dar problematica nu este așa. Problematica este mult mai simplă. Să întrebăm pe cei 12 apostoli a lui Hristos dacă vreunul a împărtășit vreo altă învățătură afară de cea vestită lor de Hristos. Când au primit răspuns, câte v-am spus eu vouă. Și Pavel spune, apostol al lui Hristos prin credință, și dacă ar veni un înger din cer să vă vestească altceva decât v-am vestit eu, anatema să fie. Așa este. Întreabă cineva cum își poate alege drumul. Adică viața mirenească sau călugărească? Este vreun canon pentru acest drum? Adică să-și dea seama... Nu, este trăirea interioară. Dacă gândești la fete, dorești să ai o fată, să ai o familie, o poftești, vrei să o găsești, simți nevoia să cochetezi, înseamnă că ești făcut pentru viața cea laică, familist. Iar dacă începi să iubești mai mult rugăciunea, biserica, te atrage mănăstirea, cărțile sfinte, ești un postitor, un rugător, atunci ai inclinații spre viața călugărească. Dar avem un sfânt foarte aspru care spune așa, Sfântul Vasile: cel ce e bun de călugărie e bun și de căsătorie, și cel ce e bun de căsătorie e bun și de călugărie. Pentru că dacă ești coadă de câini în viața laică, nici în mănăstire n-ai să fie altceva. Evident. Întreabă cineva la ce carte vă referiți cu legătură cu Serafim Roz. Cred că este aceasta, nu? Ca să... Cartea Afacerii, așa se cheamă. Așa. Aici sunt e verde la culoare și se numește Facerea. Aha, foarte frumoasă. E o carte ultra-teologică, filozofică și științifică. Da, am înțeles. Serafim Roz a fost un foarte mare trăitor. Da.
Un foarte mare teolog, un foarte mare cunoscător, a trăit acolo la Hermann de Alaska, la Rușii Albi, cum spunem noi, la Rocor sau cum se chema locul acela. Da. Am înțeles. Și cartea care am arătat-o are și acolo despre religia viitorului, despre nihilism. Da, despre... e cu totul altceva, da. Da. Ortodoxia, religia viitorului. Așa, da. Ce spuneți de musulmani? E păcat ca un musulman să se roage pentru o creștină și invers? De ce să fie păcat? Datori suntem a ne ruga unii pentru alții. Ia să vă amintesc, ca să vedeți că nu-i păcat, că un sultan trimite niște creștini la Sfântul Munte, având evlavii la Sfânta Ana, să-i aducă de acolo mira, gheazmă, anafură și ceva sfințit, pentru că sultanile lui, cadânile nu-i făceau prunci. Creștinii pe drum le-au povestit că lucrurile, uite ce vrea sultanul, da, dă încolo de păgân nenorocit, la ce ne spurcăm noi sufletul cu prostii de genul ăsta, niciodată, aruncă, ăștia au aruncat toate darurile ce-o dat sultanul, strimite la mănăstiri, fanatici, și-o aruncat tot, nici nu n-o vrut să audă, sultanul când a văzut că trece timpul și nu mai apar creștinii de la Sfântul Munte cu darurile așteptate, o trimis el niște creștini și o să așa, uitați să vă aveți bani, aveți escortă, mergeți la Sfânta Ana, vă rog să vă închinați din partea mea la mama lui, la mama Maicii Domnului, vă rog să-mi aduceți de acolo aghiazmă, anafură, lucruri sfințite pentru sultanile mele că sunt sterpe. Zis și făcut, creștinii au mers acolo, călugării fanatici iar au luat-o pe ulei. O zis, nu dăm noi la păgâni spurcați fără botez, nu batjocărim noi credința ortodoxă să le ia dracu, merg sănătos. Și-o pus apă goală în sticlă, i-o dat pâini tăiate bucăți în sti, ca și cum ar fi anafără, i-o dat tot felul de suveniruri, dar care n-au fost atinsă de icoană, de nimic. Sultanul cu atâta evlavii s-a rugat încât că din el i-au născut câte un copil. De bucurie, sultanul a făcut o candilă din 2 kg de argint cu aur. Și negustorul care era creștin argintarul tot se furi și el o bucățică de aur și de argint. Candile îi lipsea câteva grame și el acolo a pus un diamant, o perlă. Și a dus acea candilă și a trimis-o personal la Sfânta Ana, în Sfântul Munte, ca mulțumire că Dumnezeu i-a ascultat rugăciunea și i-a dat copii. Nu pentru fanatismul călugărilor excentrici, nu pentru creștinii mizerabili care n-au fost cinstiți cu el, ci pentru credința lui. Deci Dumnezeu îl ascultă și pe păgân, îl ascultă și pe creștin dacă o face cu evlavie, dar cu condiția să înțeleagă scopul cu care Dumnezeu l-a ascultat. De sultanul mai departe a vrut evlavie, n-a mai prigonit creștinii, nu și-a mai bătut joc de ei, nu i-a mai necinstit. Iar unul din copiii sultanii a ajuns episcop. Da, cum a lucrat Duhul Sfânt. Da, le recomand să citească viața lui Iosif de la Partos și o să lămurească. Bun, mai avem 10 minute, încercăm să luăm cât mai multe întrebări. Întreabă cineva, cum pot să mă rog să învăț mai bine să iau examenele? Aici am să vă spun o glumiță. Un băiat dă un pomelnic, se duce la Sfânta Parascheva, pune pomelnicul și nu ia examenul. Supărat se duce la Sfânta Paraschiva și îi spune, îmi pare rău că am dat pomelnic, că nu te-ai gândit la mine și nu m-ai ajutat. Și Sfânta Paraschiva îi se arată în somn și îi spune așa, tu m-ai rugat să te luminezi la examen, dar ce să te luminezi dacă tu n-ai citit? Sigur. Ce să aduci aminte? Ce nu te-ai uitat și n-ai deschis cartea? Corect, așa este. Deci întâi citit. Întreabă cineva cum vă poate găsi la Mănăstirea Vlădiceni? Mănăstirea Vlădiceni, permanent. Deci dacă vine miercuri, sunt două masluri, joia sunt la emisiune. Vinerea sunt toată ziua, sâmbătă sunt toată ziua, duminica toată ziua la dispoziția celor care vin. Numai să nu vină pe la 5-6 seara când ești rupt de oboseală după o zi de muncă, că atunci evident că unul vine bun de hodinit, celălalt e rupt de obosit. Așa este. Adică dacă ajunge până în 1, 2, 3, până în 10, 11, 12, 9, de la 8 dimineața în sus până la 3 tot înainte, că nu pleacă oamenii până în jur de ora 3. Așa este. La Mănăstirea Vlădiceni, lângă Iași. Întreabă cineva, ce rugăciune să citesc pentru a avea copii? Da, este și aghiazma de zămislire, nu știu de unde este persoana care ar trebui să o aibă, un medic bun să o cerceteze, și este Ioan Botezătorul, Ioachim și Ana, Sfântul Stelian, și Sfântul Ioan Botezătorul, am amintit parcă, așa, și va zămisli prunci.
Doamne ajută. Părinte, soțul meu e foarte mămos. Din cauza asta ne certăm mereu. Cum procedez în acest caz? Ar trebui acest fecior, adică soț al doamnei, să aibă grijă și de mama dacă e mămos și să se asigure ce are nevoie, dar să nu-și neglijeze soția care este parte din trupul lui, pentru că pe mama o iubesc că m-a născut, pe soție o iubesc că este partea mea intimă de familie cu care voi avea copii și împart pâinea. Și dacă se interpune mama între soț și soție, sau chiar câteodată fie din partea soției sau a soțului, se calcă o poruncă a Scripturii care spune negru pe alb. Va lăsa omul și femeia pe mamă și pe tată și numai unindu-se amândoi vor fi un trup. Deci am întâlnit persoană care mi-a povestit o fază, am zâmbit. Na, vrea și el, își dezbrăca nevasta să o iubească. Deschidea măsa ușa, vreți ceai? Bă, mamă, tu ești turc, lasă-mă în pace, bărbat, și cu tine? Când credeau X o încălzit, alea că, mamă, dar mâncați ceva? Ei, la un moment dat, nu s-a mai rușinat, a pus cerșaful pe ei și a zis, mamă, facem noi ceva, lasă-ne în pace. Mai aveți nevoie de ceva? Adică sunt mame de alea care devin obositoare, trebuie să stea în banca lor ele, nu ei. Ele să înțeleagă care-i măsura. Așa este. Părinte, cu ce putem face pentru a rezista tentațiilor moderne? Adică plăcerea temporară față de împlinirea pe termen lung. Să încercăm să ne amestecăm în tentațiile moderne, cum spune Apostolul Pavel, cu așa măsură încât să înțelegem ceea ce nu ne este de folos. Că așa spune, toate îmi sunt îngăduite, dar nu toate zidesc, nu toate îmi folosesc. Să nu ajungem să ne degradăm în așa măsură încât să nu mai facem diferența între realitate, plăcere, păcat și normalitate. Așa este. Părinte, de fiecare dată când mă rog, simt pe umărul drept o apăsare. Credeți că poate fi un semn de la Îngerul Păzitor? Și da, și nu. Dacă nu vă doriți lucrul ăsta și se întâmplă, poate fi de la Îngerul Păzitor. Dacă începe să-l cercetați, să-l doriți, să-l așteptați, poate fi și la celălalt să vă inducă în eroare. Așa, părinte, nu pot să scap de tristețe din cauza că mai doresc un copil, dar bărbatul meu nu, din cauza pandemiei. Simt că nu-l mai suport. Dar ce treabă are pandemia copilul? Copilul se face în pat în iubire și pandemia e pe afară, nu e în casă. Iei mănuși de protecție. Așa este. Nu, pui mâna pe soție după ce te-ai dat col pe mâini. Bun, și cum poate doamna să scape de tristețe? Păi nimic, să-i spune. Măi, hai să facem un copil, nu fi zăpăcit. Ce-i cu tine? Așa este. Părinte, fata de care îmi place nu vine la biserică să mă îndrept către altă fată? Eu aș face-o dintr-un singur motiv. O femeie necredincioasă e mai periculoasă ca un bărbat necredincios. Știți de ce? Bărbații de obicei, în general, se dau după femeie și femeile știu cum să-i atragă cât de răi ar fi ei. Dar dacă femeia nu are nicio înclinație cu biserica, bărbatul nu va face din ea nimic niciodată. Mai devreme sau mai târziu, ori se vor despărți, ori vor fi alte nenorociri. Și am văzut nenumărate exemple în care nu s-a putut face chiar absolut nimic. Adică am văzut și fete îndărătnice, mai îndărătnice decât racu, adică nu numai înapoi, înapoi de tot. Da, ferească Dumnezeu. Da. Părinte, cum explicați că dintr-un popor smerit și cu credință în Dumnezeu am ajuns să fim o țară în care a devenit aproape imposibil să te întorci? Probabil cineva din diaspora. Ce să spun? Noi, popor smerit, suntem și în continuare. Când ne-au smerit, alții din ne-au îndoit. Credința în Dumnezeu n-a dispărut, că lumea merge la biserică. Dar așa un fel de mică colonie de desfacere și de consum pentru mari producători ai lumii am cam devenit. Când ne-au luat tot ce a fost independent și ne-au cam lăsat tot ce vreau ei să ne dea. Deci aici, tot datorită unor păcatele noastre și a unor maidanești care ne-au condus în mod barbar și mizerabil, neurmărind interesele țării, ci interesele lor meschine. Mehedin spune, marele cărturar, geograf și om de cultură,
Simeon Mehedin, un vrâncean vrednic, un politician care nu știe să ducă pe umerii săi problemele țării, nu-i politician, iar dacă țara îl duce pe umerii ei, este un sperjurist, nu-i un politician. Iar al noștri sunt cam sperjuriști, sunt mai mult pe interes propriu decât pe binele comun. Păi când îl auzi tu că el n-are 3 lei să dea la pensie la muritorii de foame și pensia lui e de 300 de milioane pe lună sau salariul lui de parlamentar, ce tupeu să mai ai, să mai vrei ștampilat și pus în fruntea țării. Dar dacă oamenii sunt proști și pun ștampila ca la primărie, nu se uită și nu gândesc ce poți să le faci. Trebuie să mergem așa înainte și cu bunii și cu rele. Dumnezeu ne poate deschide mintea sau ne poate întuneca mintea. Deci tu ca politician care nu produci și nu bați un cui, doar trăiești și huzurești, ai 300 de milioane pe lună și îmi pui mie impozite care am 2000 de lei pe lună și mai am și o familie de întreținut. Iar tu singur, ca politician, ai bani de te speri pe cap, nici nu știi pe ce să-i cheltui. Tu trebuie să-ți faci plan cu ce ai putea cheltui, nu cum să-i cheltuiești sau dacă ți-ajung. Da. Nu văd oamenii lucrul ăsta. Nu, n-am priceput niciodată băbuții de-ale mele care eu li spovedesc și mi-au mai cerut așa câte o părere, dar în particular, părinte, cum să facem? Doamnă, mi-e frică să spun ceva, că sigur dacă spun ceva faci pe dos. Și chiar mi-am dat cu părerea și a zis, nu, părinte, sunt nicio formă. Bine, bunică, cum știi, mă, ta așa e bine. Ce e să mai îmi pierd eu vremea și să-mi bat capul inutil și fără rost? Așa este. Și ultima întrebare pe această seară. De la câți ani sus e bine să citești Sfânta Biblie sau Paraclisul Maicii Domnului? Deci de la ce vârstă? De la 10 ani putem citi Paraclisul în voia cea bună, poate chiar și mai devreme dacă înțelegem termenile cuvintelor. Și Biblia o putem citi de la 12-15 ani foarte ușor, începând cu Noul Testament sau Mica Biblie. Da. Părinte, mulțumim foarte mult. Ar mai fi o întrebare, că e și 58. Încă una? Haideți încă una. Părinte, de ce credința este tot mai rar răspândită printre tineri? Nu este adevărat. Avem tineri foarte buni, să știți. Eu spovedesc o sumedenie de tineri, familii tinere căsătorite, copii tineri care muncesc pe afară, prin interior, peste tot, cum pot ei și să descurcă. Și să știți că nu este adevărat. Eu încă sunt ars în suflet de îndărătnicia celor vârstnici câteodată, care ar trebui să fie cu totul altfel și nu sunt. Adică o țin tot langa cu ideile lor din vechiul comunist și le-am explicat, frate, am depășit etapa când răsuceai un șurub și luai salarul sau desfiletai un șurub și luai salarul sau băteai un cui și luai salarul. Acum trebuie să devenim multifuncționali. Trebuie să știi să înfiletezi un bec, trebuie să știi să-ți faci un gard, trebuie să știi să mulgi o vacă, trebuie să știi să faci o mâncare, să pui un geam dacă pică, să pui un ștachet la gard dacă cade, să n-aștepți să pice de sus, că partidul nu-ți mai dă nimic, partidul te vinde pe 2 lei și pe tine nu te susține. Ei încă trăiesc cu impresia, mereu aud povestea asta, că asistența socială. Mamă, există asistenți, dar nu sociale, asistenți de farmacie sau de medicină. Și aia sunt la spital, asistenții sociali sunt doar numai niște închipuiri în mintea noastră. Nu mai există drepturile omului. Acestea au dispărut de mult. Astea cu drepturile omului se mai vând ca la copiii mici. Fii cu minte că vine Moș Crăciun. Nu există așa ceva. Dreptul la viață ți-l iei singur. Dreptul la muncă ți-l iei singur, dreptul la familie ți-l iei singur, dreptul la demnitate ți-l iei singur, dreptul la credință ți-l iei singur, dreptul la sănătate ți-l iei singur, dacă ești echilibrat în toate. Altfel, praful se alege de tine. Drepturile omului sunt o poveste iluzorie, ca și ploaia de vară care vine și trece cu soarele pe cer. Da. Și tot legat de tineri, ce părere aveți despre fetele care fac videochat? Se poate curăța acest păcat? Ce canon se dă? Mai nu știu cât e de mare păcatul care îl fac ele, dar mă gândesc la un singur lucru. Nu le judec nici dintr-o privință, nici din alta. Nu știu cum să mă exprim corect, dar spun lucrul ăsta. Lucrurile astea mai rămân impregnate prin tehnica asta modernă. Se captează, se înregistrează, se magazinează pe undeva. Nu rămân ele la îndala chiar așa la întâmplare. Și mă întreb când va fi mamă sau când va fi și va avea un prunc sau va fi căsătorită. Dacă, Doamne ferește, apare vreo probă de asta și o vede bărbatul sau copiii, ce zice, mamă, dar ce e asta? Ăsta e punctul de vedere la care ar trebui să ținem cont până la urmă, la demnitatea noastră personală.
De ce femeia care e un vas atât de frumos? Și uite, uitați-vă, deschideți Google-ul, îi spun la fete. Și uitați-vă la femeile din anii 60, 70, 80, cum se îmbrăcau, cum se purtau, cum arătau. Și uitați-vă la scălămbăiala de astăzi. Noi toți stăm și judecăm pe ăștia bisexuali ăștia, sau cum se numesc ăștia, câte doi bărbați ăștia, LGBT-ul ăsta. Dar la cum arată femeile astăzi, la cât sunt de zăpăcite și cât sunt de emancipate și de... nu știu, nu folosesc un cuvânt corect, cât sunt de explodate. Cine mai are curajul să țină o femeie de asta în o gradă? Pentru că el se sinucide de a doua zi, sare de la balcon. Ori femeile de odinioară aveau delicatețe, finețe, educație, dragoste, sentiment, nu știu cum, erau atracții din aia, adică simțeai că ești lângă o fată, blândețea, căldura, bunătatea în vorbă. Acum nu exagerez dacă spun, sunt femei, dacă ți-o scăpat una, îți sfârâi capul, adică te bate ca ultimul boschetar, te bate ca ultimul gardian. Adică vreau să spun că femeia nu trebuie să piardă din vedere că frumusețea și calitățile ei când le-a dat Dumnezeu, tocmai de asta ei le-a dat, ca să-l atragă pe bărbat. Într-adevăr, bărbații nu mai au de ce fi atrași. Sânul e de plastic, deși cu cauciucuri, buzele stăte botoxate, parcă sunt paralizate pe față, ele cred că sunt frumoase. O fi părerea lor sau probabil au dioptria greșită, dar mai frumoasă femeie ca cea naturală, care dă un ruj discret sau o pudră discretă sau un rimel discret sau o bijuterie frumoasă, nu există. Eu am fost în Coreea, în vizită cu profesorul Petraru, tu știi? Da, da. Sunt atât de frumoșele păpușile alea mici de un metru că corencele alea smititele, așa ochioasă cum în selii, ca vulpiții, deci așa. Dar sunt atât de fine și de curate și atât de discrete, îmbrăcate și atât de... Nu vezi femei dezmățate și dezocum la noi, toate nu mai știu. Mai are o leacă omul și inventează moda în chelea goală, adică am ajuns la atât de zi inhibiții. Deci au atâta delicatețe și frumusețe. Că te gândești, domnule, cum unii pot și noi nu putem? Cred că intenționat ni s-a dat aceste momele ca să vadă până unii putem cădea. Ei, am căzut până acolo unde din femeia noastră, din fata noastră, din mama noastră, am făcut spurcăciuni la televizor să stea suite alții. Da. Da. Da, părinte, mulțumim foarte mult pentru o nouă prezență alături de noi. Înainte să... Bun, celor ce ne-au ascultat, le mulțumesc cu respect. Vă asigur de toată seriozitatea, sunt creștin ortodox convins, călugăr ortodox convins, ieromonah ortodox convins, n-am nicio ecumenială în cap, n-am nimica și îi iert și pe aia ce vorbesc ca să n-adoarmă, că poți să cazi din picioare și te pălești. Spune la Pavel că el când predica unul a dormit și ochii cați pe gard și a murit. Sper din cauza mea să nu moară vreunul, că eu ecumenist și tot uitându-se la mine a căzut în gard. Da, amin. Mulțumim foarte mult, seară frumoasă tuturor, mulțumim că ne-ați urmărit, nu uitați să vă abonați, să dați like la canalul de YouTube Calea Spre Mântuire și țineți aproape, urmează noi surprize. Seară frumoasă, Doamne ajută!